așa o surpriză la care noi nu ne așteptam. Foarte frumoasă. Și mulțumim și la Viorelia, care a fost aici. Cristina, dacă vrei să fii aici, ca să poți să registrezi. Și pentru noi o mare bucurie să împărtășim aici tot ce am învățat noi în Școala Iubirii și suntem foarte recunoscători. Aici ne adunăm în locația asta. De când este? De un an de zile? De doi ani. De ani. Super. Da. Și simțiți că ați v-ați schimbat, sunteți altfel? Da. Cred că toți ne-am schimbat, tot simțim asta. Dacă nu erau așa mari schimbările, că nu mai veneam. Sunteți mai îngăduitoare, mai înțelegătoare? Da. Mai trântiți, buvniți, mai puteți? Mai avem programe care se întâlnă noi, dar le observăm și nu mai ajung să explodeze. Da. Că de un proces, așa mi se pare mie. Doar că fiind un grup ne ajutăm foarte mult. Pentru că fiecare vede, cumva ne oglindim. Avem și multe oglinzi, după cum vedeți, și ne oglindim unii în ceilalți. Dar e foarte, foarte bine și foarte de folos învățătura asta. Nu cred că este. Eu cel puțin am ajuns la concluzia că am întâlnit o învățătură care să fie atât de simplă, de pus în practică și care să te ajute. Exact, n-ai mare lucru de făcut. Am rămas așa din prima tabără cu dumneavoastră, fii tu așa cum trebuie. Ce din fața ta e divinul, știți, dar pare așa, pare foarte simplu. Dar pe urmă când începi să pui în practică acolo... Interiorul determină exteriorul, asta da, e esențială. Da, 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 da. Ne oglindim întotdeauna. Pentru că nu mai ai așteptări, nu mai poți să lupți cu nimeni, s-a terminat cu lupta. Da, da. Da, și începem, adică și ne dăm seama în momentul în care... Dar pe mine mă deranjează ceva într-o conversație, automat știu că e din mine, adică nu mă mai duc să mai cresc orgoliu și să le spun celălalt lupți, este de mine. Da. 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 Extraordinar. Știi ce e important aici? Să-ți dai seama, să cauți acele... Deci e deja fiecare din voi puteți să prospectați, mergeți să dezvoltați sistemul de aici încolo. Și trebuie să faceți asta. Adică cauți acele explicații care blochează ura și judecata. Deci orice explicație care este adevărată pe principiul ăsta. Eu înainte de a mă ajunge pe acest sistem, aveam un alt sistem, se numea funcționalitate. Scrisesem, nu știu, 8.000 de pagini, 16.000 de foi. Nu, 16.000 de pagini, 8.000 de foi. Și am pierdut, era așa un vraf imens, scrisesem. Mă scrisese pe principiul acesta că trebuie să lași lucrurile să curgă. Și căutam orice explicație, eram deschis la orice explicație care îmi dădea voie lucrurile să curgă și nu le bloca. Acum apărea o blocare că așa trebuie să fie, nu acceptam, trebuia să, era un nod și trebuia să desfac nodul respectiv să curgă. Deci întotdeauna nu puteam să mă supăr pe principiul ăsta, pentru că întotdeauna de când eram mic eu doar alăturam ideile diferite, nu am, pentru că am fost prost la început, eram și la liceu și tot prost eram. Adică în sensul că nu aveam explicație față de nimic. Și mă dea seama că este un handicap, că eu nu mă descurc în viață, că nu înțeleg nimic. Și mi-a zis asta și de la grădiniță. Că a chemat-o pe mama și a zis, băiatul dumneavoastră nu e în stare să facă ceva pentru el. El dă. E primul gest, dă. El nu face nimic pentru mine. Cu cuburile alea, că le-am dat pe toate. Da. Și mi-am dat și eu seama, când eram la liceu, mi-am dat seama că eu nu știu să mă supăr, nu știu să lupt pentru mine, nu știu să fac nimic pentru mine. Și a fost momentul în care a trebuit să intru, să învăț. Deci eram ca un handicapat sau, ca să zic, ca un om care a avut un atac cerebral, a uitat să vorbească, nu mai știe nimic despre lumea asta și trebuie să o reînvețe. Eu la liceu am trebuit să reînvăț, adică să învăț despre ce e vorba, că n-am înțeles ce faceți, de ce le faceți așa. Și începusem cu, căutam cărți și din cărți luam un cuvânt și toate variantele, toate explicațiile cuvântului respectiv. Și pornisem cu iubire. La iubire aveam 100 de explicații. Deci eu nu puteam să țin cu una. Eu mă bucuram pentru fiecare nouă explicație.
Și asta îmi dea posibilitatea să fiu mult mai îngăduitor și mai înțelegător. Și m-am trezit foarte îngăduitor, senin, și nu mai puteam să lupt când nu mai aveam cu ce să lupt, că eu abia așteptam ca celălalt să mai spun o altă idee diferită, ca să le alături, pentru că am observat că dacă le alături, oblig creierul din acea lucrare cu funcționalitatea, am observat că creierul funcționează pe sistemul calculului vectorial. Adică pui vectorii, îi alături pe ăștia toți, și atunci obligi creierul să scoată o sinteză care îmbrățișează pe toate variantele. Deci scoate o sinteză. Deci el e construit să fie îngăduitor, să ajungă în iubire. Așa e făcut el. Nu e făcut să lupte. Doar atâta trebuie să alături ideile diferite și atunci vei putea să ajungi la iubire, la înțelegere, la îngăduință. Și am observat că mă apropii asimptotic cât de cât de adevăr. Adevărul ce este? Este starea care permite lucrurile să fie, permite vieții să fie și nu blochează nimic, ăla este adevărul. Și când lucrurile curg, atunci intri în armonie. Adică când nu intervii ca un eu, când ai un eu, că dacă luți pentru părțile respective, îți construiește eu. Și când nu ai un eu, atunci ce se întâmplă? Realitatea, dai voie lui Dumnezeu să vină să te surprindă și realitatea intră în armonie de la sine. De aia am dat mereu exemplu cu, și acum funcționează, de exemplu, Gabriela, care e în Italia, acum aplică chestiile astea și vreau să spun că a reușit să aibă un contract, să aibă contract, în România n-a reușit să aibă contract, dar acolo a reușit să ia contract. Deci trebuia să facă o jofă mare, știi ce a făcut, și-a dat mașină. Wow. Da. Când a plecat din România și-a dat mașina gratis. A dat-o cuiva. A donat-o. Da. Și acolo tot timpul s-a supus, merge pe jos până la servici, nu știu câte zeci de kilometri, unde este spitalul. Le face mâncare la toată lumea, l-a făcut colegii, îi face curățenie și strânge gunoaie pe stradă. Și intră în armonie cu divină. Spre exemplu, am ieșit din... am luat un bilet, un abonament din acela, și când am ieșit afară, am găsit o pungă goală. Deci, zice, am înțeles, Doamne, că i-a dat pungă că se strângă cu noi. I-a dat și pungă. Deci, starea asta de umilință este cea care aduce prezența lui Dumnezeu, că El este umilință maximă. Deci, El vine spre noi de jos în sus cu tot respectul, Creatorul Universului. Da. Și nu există un om rău, există doar faptul că noi nu înțelegem că peste tot e iubire, totul pornește din iubire. Și principalul lucru este să-ți dai seama că El este în toate pozițiile, El vine din față, ia toate rolurile. Nu putem spune că ceva e rău, nu există ceva rău. Dacă vine ceva constrângător din față, vine cu ceva din tine. Ai avut critici, acuzații, ai luptat cu cineva și criticele ăla se transformă într-o lovitură din față dacă se depășește 10 secunde. Dacă în 10 secunde nu ți-a dat seama că nu e omul ăla de vină, el se transformă într-o lovitură din față și îți vine gratuit în momentul în care nici nu te aștept și de la cel care nu ai putea să crezi că ar putea să facă așa ceva. Adică îți face o lovitură. Dar trebuie să înțelegi că nu omul îți face. Noi întotdeauna noi nu luptăm cu oamenii, noi luptăm numai cu Dumnezeu. Pentru că, de ce? E soarele ăla de iubire pe care am văzut. Și mereu dau exemplul acesta cu... Am văzut de două soarele astea de iubire la o doamnă care a venit în plafară la mine. Uite cum este scaunul ăsta așa, deodată. Discuteam în mod obișnuit. Și brusc a pornit mănunchiul ăla de lumină, m-a acoperit complet și nu am mai văzut nimic în față. Și i-am spus, te rog frumos, ieși din magazin că nu-mi văd nimic. Și mă și moleșește, deci lumina aia. Deci un om obișnuit, deci banal, de pe stradă, cu care am discutat, avea în pieptul, conține întreg, că l-am văzut și eu, conține întreg, deci divinul este întreg. Cât este el de mare acolo, soarele acela la prag, intră în mic. Adică în gărgăriță este tot ăla mare, e băgat în mic. Nu știm noi și nu înțelegem cum se poate așa ceva, dar nu... Nu mă interesează asta. Sau mergeam pe stradă și la obor acolo venea un om pricăjit, un om cerșetor. Păi stai puțin că e dintr-un cerșetor, dar a pornit soarele ăla de lumină din pieptul lui. N-am mai auzit și n-am mai văzut nimica, adică blocurile nu le-am mai văzut, au dispărut blocurile, că eram în supa aia de puncte care sclipeau și mașinile, deci nu s-a mai auzit zgomotul străzii deloc. Și ce să fac eu? Deci eu notam în lumina aia. Deci
venea din față. Păi ca să poți să-ți dai seama că fiecare om este divin. Noi nu știm asta, credem că e un om mare, care ne certăm. Nu e adevărat deloc nimic. Nu există decât îngăduință maximă. Și dacă înțelegi că El este în toate pozițiile, nu mai e cu cine să te superi, nu mai e cu cine să lupți și toate lucrurile vieții intră în armonie și viața ta va fi frumoasă, intră în armonie în funcție de nivelul de îngăduință pe care îl ai. Că dacă n-ai îngăduință și ai gândire egoistă, gândire părtinitoare, care împarte în bine și rău, te lovește din față. După aceea, în orice mod posibil, te lovește prin copil, prin ce nu te aștepți și nu-ți convine. Și vine în forme foarte, foarte agresive. Deci trebuie să ajungi la nivelul în care să înțelegi că răul este Dumnezeu. Răul, omul care te jignește, te umilește, te calcă în picioare, acela este chiar divinul. Da? Și nu există în fața lui, exact cum spunea Cristina, nu există decât cedare. Nu se poate decât ceda. Și când m-am referit la experiența cea cu mișcarea lentă cu ușa, ce trebuie să fac tu fițe să mă las tot timpul, el a zis da tot timpul. Deci a zis trei cuvinte, de s-a zguduit toată atmosfera. Sus, când am fost la prag, în fața lui, nu mi-a spus niciun cuvânt. Aici, pe pământ, a intervenit și a spus. Să intervină la un copil care nu avea nicio treabă, făceam o experiență în care eu încercam să îl simt. Nu știu, deci el s-a simțit să se miște. Ca să spun un lucru care este esențial. Asta înseamnă, în traducere, că indiferent ce vine din față, nu există decât cedare. Nu există împotrivire, că n-ai la cine. În opoziție, n-ai cu cine să te lupți. E el în față care vine acolo. Chiar dacă, deci, el are o mască, vine sub masca unui om agresiv, bețiv, trădător, e mincinos, nu poți să critici nimic când ai pe cine. Nu e nimeni vinovat, vine cu ceva din tine. Deci să te uiți la tine ce ai avut, că noi avem acuzații, critici, jigniri, toate astea, judecăți, care ele, dacă nu le oprești la timp, se transformă într-o lovitură din față. Și apoi zice, ce are omul ăla cu tine? Păi trebuie să vină să te lovească. Deci nu mai ai ce face, trebuie să te lovească. Deci e drept. Cum era, ziceam noi de Epsa, iartă-mă că mie îmi place să critic. Că zicea psalmii, e discurs de ură acolo. Doamne, ia vrășmașii ăștia de la noi, deci se ruga, ia vrășmașii. Păi care vrășmași? Că vrășmașul este critica ta, acuzația ta, îi vine sub formă de vrășmași. Și aici la Iisus, fiul lui Sirac, chiar zice că judecata ta se transformă în vrășmașul care îți va veni din față. Sau zice, plăcerea ta se va transforma în lovitură din față. În vrășmaș. Păi zice clar. Ei știau. Adevărurile astea sunt puse așa. Eu cred că este și un efort foarte mare din partea lor să ascundă adevărul. Tot timpul să stai să vorbești pe efecte. Iisus, fiul lui Sirac, înțelepciunea lui Solomon și proverbele lui Solomon sunt pe efecte. Construit pe efecte. Niciodată nu își permite să spună cauza. Că dacă a spune cauza, nu mai e nevoie de toate aia. Și nu mai poți să zici tu, uai, ce grozav este, ce înțelepciune are. N-ai mai putea să spui nimic. Deci se lucrează pe efecte. În teoria manipulării maselor, textele când se fac, e o problemă de dominantă. Adevărul mici ca să te capteze, dar dominanta este cea care rămâne în cap. Rămâne și se inserează în cap. Nu? Cred că știi asta. Da. Da. Și o să ne deplasăm și o să facem niște cărți acum în care explică că totul a fost o înșelare cu Iisus. Niște istorici care au explicat lucrurile acestea cu cruciade. Dacă te uiți la consecințe, 86 de cruciade în istorie cu genocid, adică cu miliarde de oameni omorâți. Păi te gândești cum este o scriptură a iubirii când în numele iubirii tu omori. Nu se poate așa ceva. Și sunt tot felul de contradicții care sunt expuse de omul ăsta acolo și explicate, plus că a studiat cronicare de pe timpul acela, din timpul lui Tiberiu, care era cezarul de pe timpul lui Iisus, și în secolul I și 126 niciunul n-a vorbit despre Iisus, cronicare. Și o să mergem pe calea aceasta un timp cu Simona și apoi să intrăm în cărțile de manipulare a maselor, ca să se vadă corespondența și ne ducem după aceea la Noul Testament, să se vadă că s-au aplicat, că aceste lucruri se știau dintotdeauna și
trebuia, deci este soluția, care e rezultatul Noului Testament? Rezultatul este taxe impozite, pentru că a tăia legătura cu Vechiul Testament cu Dumnezeu, deci i-a luat locul lui Dumnezeu. Când a luat locul lui Dumnezeu, am pus un om mai presus decât toate peste tot, adică un ceva mai bun decât altceva. Virtuțile au rămas în altă parte, noi ne-am pierdut responsabilitatea și ce l-a rămas? Să ne distrăm, să ne creștem avantajele, atunci materia a devenit importantă, ego a devenit important, ne-am preocupat numai de noi, am crescut în bunăstare, au venit taxele și impozitele. Și după aceea ce? Văzându-ne o ființă separată, am încăpătat puterea de a-l omorâ pe cealaltă. Cel mai mare pericol pentru stăpân la lume este să fii iubire. Adică să-l vezi pe celălalt aceeași ființă. În condițiile în care, spre exemplu, organismul nostru funcționează legea iubirii. Adică organele între ele nu se văd diferite, celulele între ele nu se văd diferite, dar noi de ce ne vedem diferiți? Deci noi funcționăm pe legea iubirii, dar în afară nu dăm voie. Deci noi nu ne vedem că suntem aceiași. De aia zic cu soarele de iubire, dacă este fiecare din noi, cum să lupt eu cu cel din față, că e Dumnezeu. Apoi sunt 100 de miliarde de celule care ne țin la oaltă, da? Că noi am dispărea în neant, ne-am transformat în aer. Deci dimineața când ne sculăm, ne găsim cu aceeași formă. El are grijă de forma aceea. Apoi respirația noastră nu este a noastră. El comandă respirația, că dacă zice stop, s-a dus respirația, deci de el depindem, el este stăpânul corpului nostru, nu noi. Bătăile inimii noastre nu sunt ale noastre, sunt ale lui. Tot ce se întâmplă aici, dacă o celulă, spre exemplu, se cunosc, să zic, 100 sau până la 1000 de operații pe secundă, operații foarte complicate, din acelea chimice cu catene, nu știu ce, e uzină celula aceea. Eu am văzut-o, s-a dus într-o funză cu 100 de mii de ori a mărit-o, până în celulă și ce era? Era așa de harnică celula. Muncea, tăia, suda, lipea, tot timpul. Deci o muncă imensă. Sunt 100 de miliarde de celule care fac chestia asta. E o forță fantastică care poate să le administreze pe toate. Că noi nu știm ce se întâmplă în organismul nostru. Acela este divinul. Deci corpul nostru este divinul, gândul nostru este el, respirația noastră este el, acțiunea noastră. Că zice și Vechiul Testament, credeți că voi scoateți apa din fântână? Nu o scoateți voi, eu o scot. Luați părul, luați poamele din copac, nu le luați voi, eu le ia. Deci el este peste. Gândul vostru este al vostru, nu e al vostru, este al meu. Deci și atunci când tu faci, cum să zic eu, faci fără de lege, el face fără de legea. Nu faci tu. Deci noi nu avem autonomie în absolut nimic. Când înțelegi lucrul acesta că ele sunt în toate pozițiile, dispare concretizarea asta, eul acesta. Când a dispărut eul, te-ai dezidentificat. Și atunci nu mai apar consecințele în față. Deci acțiunile nu le mai faci tu, îl lași pe el să le facă. Ce-ți face? Ți-a mintea și te trezești că faci acțiunea. Intri în miezul acțiunii, dar după aceea, după ce ai făcut acțiunea, te gândești că nu aș fi făcut lucrul acela. De ce el a făcut-o? Deci nu mai poate să existe învinovățire, nu te mai poți învinovăți pe tine, dar nici pe celălalt din față. Și s-a terminat. Nu rămâne decât pacea și liniște. O stare foarte relaxată a vieții și viața se armonizează perfect și nu există decât împlinire. Adică nu mai poate să existe neîmplinire, nefericire. Ca să existe nefericire trebuie să ai un eu. Da. Cum ai ridicat eu, cum a pornit nefericirea. Da? Deci nefericire înseamnă dorința de a fi lucrurile cum vrei tu. N-ai nevoie. Deci să le lași tot timpul. Adică ca cantitatea de abandon de sine să fie mai mare decât intervenția, să nu intervii în viață, să o lași așa cum este stricată. Că asta este și principiul diavolului. Diavolul, adică ego-ul ăsta este diavolul, el se inițiază zicând că ceva nu e bine. Nu e bine, e greșit, nu este în ordine, nu e adevărat. Și nu se poate așa ceva. Totul este perfect în fiecare clipă. Deci Dumnezeu face rău în mod perfect. Deci face un rău așa de frumos, așa de perfect, încât nu poți să îi te opui deloc. Deci e bine. Nu. E foarte să fii, dacă el face rău perfect, ce posibil. Dar vreau să vă întreb despre absolutizări, că ziceați de virtuți. Ce se întâmplă atunci când absolutizăm virtuțile? Că am trecut toți, am intrat în școală bine și după aceea am început să absolutizăm virtuțile. Știi? Păi asta este principalul. Școala iubirii nu vorbește despre virtuți absolute. Le vorbește ca și cauza suferinței în lume, că dacă absolutizezi virtuți, idealuri, principii, reguli, binele propriu și le pui pe primul plan, atunci generezi inversul. Da. Trebuie să-ți distrugă. Și Dumnezeu se ocupă întotdeauna cu distrugerea virtuților.
îți distruge virtuțile, regulile, ți le face praf. Adică, spre exemplu, dacă cineva zice, cel mai critică, eu nu accept nu știu ce situație dificilă, știi? Te pune să o faci. Te trezești cum vei face. Lucrul acela pe care nu îl accepti, îl vei trăi tu. Adică se întâmplă foarte des chestia asta. De ce? Pentru că un eu s-a ridicat și atunci ai creat inversul. Tu, cel care absolutizează virtuța, creează efectul invers. Creează situația inversă. Și îl pune să experimenteze lucrul acela ca să distrugă acel absolut. De ce? Pentru că este legea asta care este și în chimie, dar sunt multe legi în fizică care le putem asimila și le putem folosi, dar asta se potrivește foarte bine al lui Le Chatelier, care zice că un sistem chimic nu poate să fie, deci dacă este dezechilibrat, va veni o forță exterioară, să zic, forța aceasta, planul universal al iubirii vine și te echilibrează. Pentru că viața trebuie să fie, ca să poată să funcționeze bine, să fie ca o structură cristalină cu laturi egale. Deci totul să fie echilibrat. Cum ar fi un cup, spre exemplu. Cum se strâmbă cupul, cum vine și, de aia a zis Tinichigiu șef, Dumnezeu, vine și îți dă înapoi. Te lovește înapoi și te echilibrează. Sau nu-ți lasă vârfuri. Cum ai ridicat un vârf? Că pretențiile, așteptările, intervenția înseamnă eu, ego. Și este tot ce este vârfurile. Și este foarte frumos. Te duce în echilibru, te duce în starea de zero. Uite, toate apele se strâng în zero, la mare, în ocean. Acolo este liniște absolut. Deci în liniște noi suntem în armonie cu Divinul. Da? În liniște, în pace, când nu intervenim, în non-intervenție. Când lași lucrurile să fie cum vor ele. Da. Și când atingi această înțelegere, este cea mai relaxantă stare posibilă pe care putem atinge noi pe pământ. Îți dai seama o chestie, toate școlile acestea, New Age și așa mai departe, se bazează și religia, bazează pe un efort să faci ceva. E invers. Niciun efort te duce la divin, orice efort te îndepărtează pe el. Deci, când nu faci nimic, lași viața să fie cum pe fiecare, că aici e problema, să nu zici că ceva rău, că ceva e greșit, că e ceva neînordine, că nu se poate așa ceva. El face nedreptate, o face perfectă. Îți face nedreptate în mod perfect. Deci întotdeauna răul este divinul. Asta noi nu putem. Asta pornește tot din tine. Păi a pornește da. Din tine, că ai criticat, ai zis că ceva e nedrept, pac, te trezești cu nedreptatea. Ai creat-o. Deci ca ceva să devină nedrept, să-ți vină un rău din față, trebuie să fii tu întâi rău, că altfel nu poate să te lovească. Deci este rău fiind oglindă, doar ia forma interiorului tău și se întoarce înapoi și te lovește cu forța cu care tu lovești. Și în momentul în care conștientizezi că a plecat din tine și vine înapoi, spui, nu vreau, știu că e ce se întâmplă mai departe. Adică noi acum ne creăm realitatea. Dacă în momentul acesta am conștientizat, probabil că o să primim bonusuri de la Dumnezeu, ca să zic corect. Așa. Peste deci toată religia și cunoașterea asta se rezumă la cuvinte, două cuvinte. Lasă așa. Lasă lucrurile așa cum sunt. Deci lasă lucrurile în pace, nu interveni. Cu atât mai mult când apare ceva, o presiune mare, este exact momentul în care nu trebuie să intervii. Cu cât presiunea e mai mare, cu atât non-intervenția trebuie să fie mai mare. Este vorba de compensare. Noi lucrăm aici în dualitate și în dualitate nu ai voie să lași ceva necompensat. Când îți apare o lovitură polarizată pe o parte, trebuie să iei inversul tot timpul, chiar în minte. De exemplu, nu poți să spui unui om care îți vine polarizat, susțină ceva foarte mult, ci îl lași așa cum este, dar în mintea ta iei inversul și echilibrezi. Pentru că se transformă într-un nod. Deci penetrarea câmpurilor se face prin polarizare. Când susții ceva foarte mult și celălalt nu are îngăduință, adică nu reușește să înțeleagă că nu omul îi devine, ci lovitura respectivă vine cu ceva din el și el lasă. Când îl lasă, atunci se distruge, nodul ăla energetic se diminuează în forță. Dacă nu rămâne și se alte rezistențe și lupte va chema din față până când se transformă într-o boală sau se transformă într-un necaz în realitate, în soartă. Adică te lovește din față. O mașină, o criză financiară, o pierdere financiară, ceva se întâmplă, o dramă personală, despărțire acasă. Deci toate rezultă din faptul că nu i-am apărat un eu.
și din față n-am putut să compensăm. Deci vine lovitura din față, trebuie imediat să luăm și inversul și să avem argumente. Nu, ne lipsesc argumentele pe invers, în condițiile în care ego-ul e foarte bine argumentat. Deci ego-ul când lovește, lovește argumentat, are o rațiune a lui, că e bine, că uite mă atacă, că pierd serviciu, că trebuie să-i răspund, că mă înjosește. Deci are argumente, pe când non-intervenția n-are argumente. Deci sufletul nu funcționează pe argumente, el cedează imediat. În mod normal ar trebui să aibă și el argumente, contraargumente. Și dacă n-ai contraargumente, ăla se transformă în boală sau în lovituri din față. Și contraargumentele astea în cât timp ar trebui? Adică cât de repede, nu? În momentul în care... Chiar dacă nu ți-a venit în cap, da, și îți vine, îți dai seama ce s-a întâmplat după, trebuie să pui contraargumente. Oricum. Că încep să diminuez nodul. Lovitura se va întâmpla, dar nu va fi așa de agresivă. Da. Forța de lovitură nu va fi așa de mare. Ceea ce spuneți dumneavoastră, mi-am dat seama și din discuțiile și întâlnirile noastre, dar și mie ca mamă mi s-a întâmplat, de exemplu, că punem îngrijorarea. De exemplu, ne gândim la copiii noștri și punem îngrijorarea și chiar discutam la una dintre întâlniri că n-avem ce să punem îngrijorare. Ca o foaie albă de hârtie, zicea colegul nostru George, imaginează-ți o foaie, mai bine pui acolo o soare de iubire când îți vine o îngrijorare, pentru că e foarte, foarte important că ceea ce punem noi, proiectăm înspre copiii noștri sau orice altă persoană, devine realitate și până ne lovește pe noi. Școala asta, iubire, e foarte complexă. Îngrijorarea înseamnă ego. Ca să oprești ego-ul, trebuie să ai forță de restrângere și de înfrânare. Deci trebuie în toate situațiile de viață să nu-ți cauți ușor și plăcutul, ca să ai puterea să-ți dai seama când vine îngrijorarea și că nu este de la tine, de la diavol. Altfel nu-ți dai seama. Deci ești vrăjit. Deci plăcerile, ușorul, toate lucrurile astea care noi le căutăm, comoditățile, de exemplu, în momentul în care le ai, te vrăjesc și foarte ușor vei putea să fii iritat pentru că înseamnă ego. Și ego-ul nu va vedea când se îndoiește, când e nemulțumit, nu va vedea. Ca să vezi, prima operație se face pe plăcere și pe ușor. Adică te restrângi mereu, comoditățile ți le restrângi, te încași cu energie și atunci sufletul fiind mai puternic, el va preveni. Deci nu mai prin prevenire se poate. Va preveni și nu va veni nemulțumirea, îndoiala, critica, judecata, învinirea, condamnarea, toate. Nu mai vin. Deci acțiunea se face pe plăcere și pe comodități, pe ușor. Deci tot timpul este invers, e contraintuitiv. Noi suntem obișnuiți să căutăm cât mai mult bine pentru noi, dar trebuie invers, să nu cauți binele tău, întotdeauna să cedezi binele tău, pentru că tu ești o ființă comună. Adică, în realitate, să duci această înțelegere că ești o ființă comună, dar să o aplici practic. Practic, trebuie să te comporți ca o ființă comună. Ființa comună este dezinteresată de binele propriu. Până în momentul în care nu te vezi, când nu te mai vezi și te uiți și faci asta frecvent, apare un moment în care dispare. Corpul tău dispare. Dacă te uiți așa, tu nu mai vezi corpul. Da? Este momentul în care te-ai unit cu Divinul. Și lucrul ăla se poate, se realizează. Eu am pățit. Am pățit și la 5 ani. La ăsta 5 ani, când a dispărut camera. N-aveam decât jumătate de corp. Mi-a spus picioare. Iar acum vreo 2 ani de zile, când am făcut două operații făcute în fiecare an, mintea mea n-a mai știut să pună picioarele la loc. Am pus picioarele la vertical. Pun și mie, cum să merg? Vorbeam cu mine în sus, cu mintea mea. De ce mi-ai pus picioarele în halul ăsta? Cum merg cu picioarele? Așa. Deci n-a mai știut să le pună în continuarea corpului, le-a pus pe vertical. Dar de 2 ore a făcut asta. Deci n-a știut să pună picioarele. Și cum ai putut să uiți, îmi ziceam eu, să pui picioare pe orizontal la mine? Ai pus la 90 de grade. Ce poți să fac la 90 de grade? Și păi ce, a trebuit să se retragă anestezia ca să pot să preiau simțurile și cu simțurile le-am pus. Deci simțurile m-au ajutat să repun mental picioarele, altfel nu, eu aveam picioare pe vertical. Deci eu sub anestezie aveam picioare care se dau așa în sus. Deci nu mai aveam picioare normale. Deci asta arată că noi creăm realitatea, asta e o proiecție. Dacă mintea mai poate să le pună la loc, e bine. Da? Altă întrebare. Hai să vorbesc și Cristina.
primul rând mă bucur că sunt cu voi aici și vă mulțumesc mult. Ador Clujul, după cum știți. Fiecare întâlnire unde Marius mă invită, sunt la Cluj. Ce aș zice eu aici este că, de exemplu, ce mi-a fost mie de folos a fost să înțeleg că fiecare dintre noi vedem lumea într-o perspectivă unică. Adică dacă eu înțeleg, de exemplu, că Claudia, prin experiențele ei de viață, prin ce a trăit, prin ce trăiește astăzi, prin ochii pe care îi are, culoare, prin tot, ea vede o anumită realitate. Da? Eu văd o altă realitate. În marea parte a cazurilor converg aceste realități, adică suntem de acord. Dacă o întreb, îl vezi pe Marius aici? Sigur că da, vedem. Dar probabil că în alte chestiuni nu suntem de acord din această cauză. Și pe mine a fost foarte ușor să înțeleg că noi suntem 8 miliarde sau de realități care fiecare le vedem și că n-am nici cum să-l conving pe celălalt de realitatea mea, nici să mă contrazic cu el de realitatea lui, pentru că aceste realități sunt distincte și toate au un numitor comun. Ne duc tot acolo. Singura chestiune e că unii alegem să mergem pe drumul cu pietriș, cu povârniș, unde doare, alții înțeleg și merg pe un drum așa fluierând și puțin mai ușor. Atâta tot. Adică pentru mine eu nu mai am instinctiv nevoia asta să mă impun în fața celuilalt, pentru că înțeleg că e unic. Adică eu pe ea o văd unică. Și dacă o văd unică, sau pe voi, pe fiecare, o văd unică, apreciez că e unică. E o reprezentare unică a lui Dumnezeu. A gândit-o, a creat-o, a născut-o, a venit aici, îi pune cuvintele în gură. Cum adică să-mi impun eu vederea mea? La fel și eu gândesc că sunt o creație unică și n-am de ce să nu respect această suveranitate la fiecare. Și atunci mi-e este foarte simplu. Mi-e foarte, foarte simplu în toate interacțiunile mele să încerc mai mult să aud perspectiva ei. Adică pe mine, eu știu perspectiva mea, o cunosc și nu mă interesează să o împărtășesc cu nimeni, pentru că cum văd eu lumea, nu mai vede nimeni sigur. Cum vedeți noastră, nu mai vede nimeni. Fiecare cu perspectiva lui. Ce mă interesează este ca eu să integrez cât mai multe perspective. Adică să-i cuprind pe cât mai mulți. Să înțeleg și cum înțelege ea lumea. De ce îmi zice că acolo e rău, că trebuie să o luăm în stânga, că nu știu de ce. Adică să apropii perspectiva asta. Și atunci eu în fiecare întâlnire de-a mea fac acest exercițiu în care mai adaug o perspectivă. Adică ascult cum vede celălalt lumea, fără să-l contrazic, fără să mă detașez, fără să-mi part, pentru că înțeleg că suntem unici, practic, dar foarte similari. Adică avem aceeași substanță, creați la fel, decât că vedem lumea diferit. Și foarte simplu. Adică n-ai de ce, nu ai efectiv de ce. E un pic greu așa la început, până înțelegi exact cum e treaba asta, dar asta vine și din a te onora puțin pe tine. Adică eu cred că dacă înțelegi că ești divin, că ești o manifestare divină pe pământul ăsta, că ești suveran cumva, faci ușor lucrul ăsta și cu celălalt. Dacă nu înțelegi despre tine și te vezi așa un amărât, un prăpădit, vreo victimă sau te vezi vreun mare grangure pe planetă, nu reușești nici raportul cu celălalt. Pentru că ține de efectiv cum vezi tu lumea. Și atunci e ușor de la un moment dat să permiți, pentru că tu de fapt nu mai ești în vreun conflict. Tu ești într-o armonie, menții legea armoniei care te ține în echilibru și doar auzi. Asta nu înseamnă că cineva trebuie să ne dea comenzi. Adică eu cumva trebuie să stau tot timpul și să fac ce zice Claudia, de exemplu. Dar pot ușor să accept perspectiva ei. Să nu o contrazic, să nu o schimb, să nu o înfrâng, să o las cu experiențele ei, cu punctul ei, mă rog, ea pe mine și așa. Asta mi-a fost mie foarte, foarte de folos. Să înțeleg că nu avem cum doi dintre noi să vedem la fel lumea. N-avem cum. Avem părinți diferiți, avem bunici, avem experiențe diferite, avem copilării diferite, avem. Adică, mai concret, fiecare are un mod unic prin care se manifestă Dumnezeu. Și niciodată, că ne făcea pe doi la fel. Adică nu avem nimic atât de la fel. Chiar nu înțelegem de 2000 de ani că nu avem cum să ne impunem, decât dacă celălalt mimează, se preface. Noi de adevăratele, să zicem că îl convingem pe celălalt sau altul pe noi, niciodată. Pentru că softul prin care noi privim e foarte distinct și de fapt e foarte frumos. Pentru că așa noi ne întrupăm aici,
experimentăm viața asta cu o grămadă de întâmplări, de experiențe și ne întoarcem înapoi la Dumnezeu cu un set unic de informații, care doar eu pot să le duc. Claudia? Și eu pot să le duc. Marius? Doar el. Și atunci e foarte frumos. Pentru că în felul ăsta, cumva Dumnezeu se cunoaște pe El însuși, prin fiecare dintre noi, cu diversele noastre experiențe. Și dacă am fost clar? Da, foarte frumos. Am o întrebare. Cum putem activa în noi, deși El este în noi, în pieptul nostru, starele de iubire și divinitatea, scânteia divină din care suntem creați sau veniți? Am înțeles că e totul ține de echilibru și armonie. Și care e întrebarea? Cum putem? Cum putem activa? Sau? El e activ deja. Noi nu avem ce să activăm, că n-am fi aici. El este activ. Ceea ce se întâmplă este că noi nu simțim că este activ. Adică tot timpul credem că ar mai trebui să facem noi nu știu ce să facem ca să ajungem nu știu unde. Nu trebuie să luăm autobuzul, să ajungem niciunde, ai ajuns deja. Tot ce e o problemă de percepție. Adică tu încă nu înțelegi cât e de activ. Pentru că noi n-am putea fi în viață decât printr-o putere, o forță, o inginerie și o inteligență magică. Noi nu putem, efectiv, nu putem să fim într-o asemenea perfecțiune fără ca acest lucru să fie deja manifestat. Adică n-am fi vii. Voiam să te întreb să faci o paralelă între sufletele împietrite și soarele de iubire care îl manifestă anumeți da. Oameni. Da. Aceste suflete, am mai spus despre lucrul ăsta când este vorba de femei. Adică dacă noi cumva n-am primit puțină iubire când a fost momentul să primim, am rămas cumva într-o situație foarte cimentată. Adică noi totuși în viața noastră, când ne naștem, nu este cazul lui Marius că el a avut experiențele lui și așa, noi când ne naștem de mici, avem o singură nevoie, să simțim că suntem bineveniți aici. Noi nu știm mare lucru, habar n-avem nimic. Să simțim că suntem bineveniți. Și imaginați-vă că mergem la o ușă a familiei noastre, cumva, batem la ușă, bun, am venit, și acolo e închis. Nimeni nu ne bagă în seamă. Deci noi dacă puținul ăla nu-l simțim atunci, efectiv, ca să supraviețuim, ne închidem, ne cimentăm. Devenim niște monștri până la urmă, din chestia aia. Pentru că puțin, puțin, noi trebuie să simțim gustul ăla. Pentru ca ulterior să fim noi sursa aia. Dar eu dacă nu știu cum se face aia, că n-am simțit niciodată, nu mi s-a dat, n-am trăit picul ăla, un strop mic, dacă am rezervorul ăla plin, eu n-am nicio problemă în a manifesta după aceea. Adică manifest, nici nu mă gândesc prea mult, nici nu-mi dau seama, bărbații și vedem că nici nu se contrazic, repede trec peste lucruri, nu țin supărări, nu știu ce. Și noi ne întrebăm, oare noi de ce? De aia, pentru că acolo este un fel de ciment, un bolovan, care s-a creat foarte de mult. Și noi cumva trebuie să uităm istoria asta, dacă putem, să ne gândim că ține din trecut, că a fost perfect totul, pentru că în niciun moment nu e nimic care nu e ideal. Că nu înțelegem noi, cu mințile noastre, astea strâmte, astea e altceva. Adică dacă practic noi înțelegem că cu mintea noastră cuprindem 5% din toată realitatea asta, adică zero, nu știu la ce ne luptăm, la ce, adică când eu știu că tu știi 5% și eu tot 5 oricum și ceilalți 5, adică n-avem capacitățile atât de profunde să pricepem atât de mult. Dar pretindem, că aici e manevra asta, că noi pretindem că înțelegem de fapt că știm, că suntem intuitivi, că. Nici poveste. Noi suntem extrem de, extrem de limitați din cauza simțurilor. Și atunci simțurile astea, ce să vezi, ne-au fost date... Cumva zicem că am fost construiți perfect, da? Dar ne induc în eroare. Adică ne fac să credem că realitatea e asta și atât. Când de fapt realitatea e foarte complexă și de aia ne vine uneori greu să vedem pe Dumnezeu în fiecare punct. Pentru că de fapt, acum e și științific dovedit, că în fiecare singularitate se găsește infinitul. Mintea noastră, aceasta, n-are cum să priceapă. Adică în singularitate, în cel mai mic punct, în vârful unui ac, se găsește toată informația infinită. Tot acolo. Cum? Holografic, bineînțeles, că cum altfel. Pentru noi este că nu înțelegem. Adică nouă ni se pare că trebuie să fie palpabilă, că trebuie să existe, că este foarte clar, deductiv, că toată informația aia e în noi.
Noi suntem infinitul ăla, că dacă e în fiecare micro particulă, da? Și atunci, de fapt, asta vreau să spun. Dacă cumva suntem, ca să-ți răspund la întrebare, în situația aia în care n-am primit doza aia minimă de iubire și nu știm să o manifestăm, o să fim foarte încercate, în principiu, foarte, pentru că nu manifestăm iubirea. De ce? E foarte simplu, da? Nu manifestăm că habar n-avem, nu știm de ea, nu știm ce e aia, n-am auzit și așa mai departe. Și atunci vom ajunge la un moment dat, ori printr-o suferință teribilă, să se deschidă bolovanul ăla, cumva se deschide la mari, mari suferințe, adică la presiune mare, sub presiune mare, 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 dar alții ajung să moară și nu se mai deschide, că se fac tot mai răi, tot mai frustrați, tot mai tot. Da, de obicei astea sunt căile, adică ori presiunea mare te învață iubirea asta necondiționată, ori auzi pe ultima, cumva, adică vine cineva și într-un mod foarte discret îți zice... Mă, poate cu tine e problema. Și nu de fapt cu tine personal, adică nu cu noi personal, ci cu ceea ce ai experimentat, cu ceea ce ți s-a întâmplat până acum, ce cu ce. Asta e, cu drag. Acum știu că ați discutat în mare parte de suflet și vă raportați ca sufletul este soarele de iubire de noi. Ce părere aveți și cum ne puteți explica despre sinele nostru divin? Este același? De sufletul sau sinele divin este și ego. Este și răutate. Da? Asta nu putem să acceptăm. Credem că sunt diferiți. E un eu care este rău și sufletul divin care este numai bine. Dar ce se întâmplă? În realitate, ego folosește energia aceasta a sufletului și crește încetul cu încetul, că se preocupă numai de sine. Dar este tot sufletul care este pe negativ. Deci noi nu putem să acceptăm. Din asta noi, în momentul în care vom vedea că rău este de fapt un bine, este chiar soarele de iubire. Uneori este și rău, este și agresiv, uneori este și nemulțumit, uneori lovește, uneori țipă, uneori e supărat. Este tot sufletul, tot iubirea este uneori supărat. Noi facem diferențe, diferența e problema. Nu se poate împărți. Sufletul e întreg, nu poți să-l împarți în ego și în suflet. Nu. Tot sufletul se exprimă și sub formă negativă. Când suntem Dumnezeu, nu zice și în Iov. Dacă acceptați rău pe care, bine pe care îl dă, de ce nu acceptați și rău? Dacă îmi dai voie un minut, aș zice așa, pe mine ce m-a ajutat a fost să înțeleg că iubirea are și o componentă masculină. Adică noi când zicem iubire, pentru că e un feminin, zicem că e așa, lucu, lugu, pusui, pusii, tărără, și credem că totul e un fel de blândețe din asta și un fel de dulceață și un fel de nu știu ce. Iubirea e plus cu minus la un loc. Dacă noi nu respectăm armonia asta, ea este masculină. Adică dură, tare, rece, dă cu noi de pământ. Adică vrei să spui că femeia este... Nu, vreau. De iubirea este feminină, pentru că femeia este mai dură decât bărbatul. Bărbatul e mai bun și blând și îngăduitor. La nivel absolut. La nivel absolut, în modul, când luăm în modul, femeia este bărbat. Da, aici, pe pământ. Dar pe în pământ. General, nu se comportă. Deci este un bărbat în corpul de femeie. Cu fustă. Cu fustă. Nu e așa mereu. Asta vreau să zic, că dacă omitem atunci aspectul ăsta, nu înțelegem. Deci cumva la nivel absolut e și masculin și feminin. Funcție. Dacă suntem în echilibru, rămâne echilibrată față de noi, nu ne face nimic. Dacă suntem dezechilibrați și suntem masculini în noi, vine cu masculin ca să ne echilibreze și atunci vine cu rău. Adică vine rău din față, dar în spate e tot iubirea, adică tot Dumnezeu. Ea având aceste două componențe, înțelegi? Nu e nimeni altcineva, nu vine... O problemă într-o explicație, pornești diferențiat, că așa e și întrebarea, și așa vedem noi lucrurile în plus și minus, și termini în una, că nu este, nu e. Deci trebuie distrus credința că e ceva separat de altceva, nu există, plus și minus e la un loc. Dumnezeu a fost faraon și i-a zis, tu Moise, când ai tu de gând să faci nu știu ce? Eu nu vreau să dau drumul pentru că ești dintr-un popor curut, hain și cerber, încăpățânat. Da? Deci eu sunt faraon, a zis Dumnezeu, după care se duce în poziția lui Moise și zice, eu sunt Dumnezeu, știi? Și tu, Dumnezeu, când ai de gând să te smerești înaintea mea? Păi el în ambele poziții. Deci aici noi nu putem gândi, noi credem că Dumnezeu sau sufletul e numai bun. Și ălălalt, egoul, diavolul și mai departe. Nu, Dumnezeu este și diavolul.
Și este în Vechiul Testament, preot spune că e în partea dreapta lui. Deci în dreapta ce înseamnă? E până lui dreapta. E forța cea mai mare. Deci dacă în momentul în care nu mai vezi nicio diferență, ești liber, atunci ești una cu Divinul. Și real se întâmplă asta. Și viața, că noi ne plângem cu viața, că avem necazuri în viață, nu merg lucrurile bine, criză financiară, dramă personală. Nu! Atâta timp când vezi lucrurile diferit, aia este criza din față, aia e drama din față. Dacă nu mai vezi lucrurile diferit, se schimbă situația de viață automat. Deci depinde de tine. E doar credința că ești un eu separat. Nu suntem un eu separat, suntem una cu Divinul. Adică că suntem mărginiți, nu ești mărginit, ești nemărginit. Când crezi că ești mărginit, ești nemărginit. Se poate să te mândrești crezând că ești nemărginit. Atunci ești mărginit. Deci când te duci într-o parte în mod absolut, nu e adevărat. Că Dumnezeu nu e polarizat, e pe linie orizontală. E și una și alta în același timp. Noi, datorită limbajului nostru, noi nu putem cuprinde inversul, dar putem face așa. Da, într-adevăr, există ego și mai departe. În mod normal, la ego ăsta trebuie să contrabalancezi cu o operație inversă, da? Dar după aceea te duci în non-dualitate și spui, și ego-ul este tot Divinul. Deci nu trebuie să înțelegem mereu că în modul ăsta contrabalansez. Când oamenii critică și acuză, mereu îți spui că, uite, critica asta este făcută de soarele de iubire. E chiar de Divin. El critică, el judecă. Păi dacă el le face pe toate, eu nu pot să-l văd defect. Aici trebuie să te ferești de credința că ceva greșit în perfectul, că e nedrept, că nu e bine, că nu e regulă. Că ăla este... Deci ce este diavolul? Poziționare. E poziționare. L-am tăiat pe Dumnezeu pe bucăți. Nu. El este și plus și minus în același timp. Și în limbaj, când explici, zici, da, Dumnezeu a venit sub formă negativă, dar este și invers. El nu poate să fie numai plus. Noi nu credem asta. Noi credem că el este numai plus. E numai bine. Nu e numai bine. Când credem că e numai bine, ne vine inversul. Și creăm rău, creăm păcatul. Păcatul nu ar exista, dar dacă nu absolutizezi virtuțile, există păcatul. Deci el intră în funcție prin absolutizare. Păi da, tai pe bucăți. Cum să tai pe bucăți? Cum se poate? Deci el e unitar. Sunt infinite forme, dar în spatele formei e același Divin. Și în fiecare de noi avem aspecte diferite, dar în spate e același soare de bine. Ce să-i fac eu? E același ăla de sus, este în fiecare om. Că e trădător, că e mincinos, că e absurd, că e criminal, e tot soare de bine acolo. Că dacă era omul ăla, cerșetorul ăla, mirosea urât și mai departe și îmbrăcat, jerpelit și a venit în fața mea și a izbunit soarele ăla de bine, n-am mai văzut nimic când mergeam la obor, dar nimic n-am mai văzut. N-am mai auzit mașina, blocurile au dispărut și eram lumina aia continuă care punea. I-am spus, i-am strigat, te rog frumos, schimbă-te de acolo. Că nu mă pot, că mă lovește lumina aia și nu pot să scap de ea. Deci nu mai vezi nimica și te și moleșește. Te moleșește, așa e o căldură plăcută și vine să ador. Cazi acolo, jos. Deci nu e de glumă. Deci un om simplu, care l-ai desconsidera, e creatorul universului acolo, în el. Deci greșeala noastră este că ne vedem diferiți. Nu suntem diferiți. Nu există. Totul în spate, mereu trebuie să te gândești cine generează. Ce este în spate? La gărgărița aia, cine în spate? La frunza aia, cine în spate? Păi e aceeași creator. În muntele la ce? În apa aia e aceeași creator. Sunt forme diferite, tot, dar sunt în fundal. Eu am zis așa, în exagerare, la 15 secunde în spatele formei. Asta putea să fie la 3 secunde în spatele formei. Deci este supa aia de fericire, e peste tot. În spate. La masa asta, la ce vrei tu. Deci este doar credința că e ceva separat. Din credința aceasta apare conflictul. Iar dacă apare conflictul, nici asta nu este rău. Este foarte bine că apare conflictul, pentru că diferența de potențial dintre plus și minus generează viața. Deci trebuie să existe lovituri. Deci el se mișurează pe sine, se face prost, se face agresiv, se face violent, știi? Și vine împotriva ta cu ceva din tine, dar asta este viața. Deci să ajungem la un nivel de îngăduință maximă, când se întâmplă lucruri din acesta, nu este nimic, care e tot Dumnezeu care vine sub formă agresivă.
Bineînțeles că vine cu ceva din tine, dacă poți să-ți dai seama. Dar dacă nu-ți dai seama, singura metodă pe care ai la îndemână este înfrânarea și sacrificiul de sine, jertfa pentru celălalt, adică slujirea celălalt. Că ele scad ego, când a scăzut ego-ul, vine divin. Deci prevenire, altfel n-ai cum să faci nimic. Nu poți să schimbi situația de viață, trebuie doar preventiv, înainte să se întâmple ceva, tu trebuie să ai energie subtilă și nu se mai poate întâmpla acel lucru. Deci nu mai vine în realitate, ca să vină trebuie să am un eu. De ce? Lovitura trebuie să-mi scadă un eu. Dacă n-am eu, n-are ce să scadă la mine. Deci dacă sunt într-o stare de abandon tot timpul și cedez bine, să sunt sluga tuturor, că el ce face? El de ce e slugă? El, Dumnezeu e sluga noastră, noi dormim, el nu doarme, ne ține în viață, respiră prin noi, muncește acolo 100 de miliarde de celule. Păi de seama ce efort face, imens. Și face asta cu tot ceea ce există. Deci efortul lui colosal. Cu cât se face efortul mai mare, cu atât iubirea lui crește, energia lui crește. Noi fraierii facem economie de energie, nu avem nevoie de economie de energie, avem nevoie de sacrificiu. Că crește energia noi, crește durata vieții, crește tot. Oamenii când ies la pensie nu mai muncesc. Ca fraier, când dacă nu dai energie, mori. Trebuie să dai energie continuă, trebuie să muncești mai mult decât în tinerețe. Înțelegi? De sacrificiu, de sfințe, sfârșită. Ăsta te încarcă cu energie, ca o baterie. Noi suntem o baterie, de fapt. O baterie însă de spiritualitate, ne încărcăm cu energie fină. Deci trebuie să dai, să sacrifici energia aceasta materială ca să poți să primești energie fină. Și am pus două, dacă l-ați văzut și vă recomand să le vedeți, acum o săptămână am pus două audio cu un domn frizer și cu un domn în vârstă de 83 de ani, care l-a cunoscut pe Valeriu Popa. Excepțional. Și domnul frizer, ca să vedeți că cei de jos aici știu adevărul, sunt scapana, sunt mai prostii. Deci el aici și experimentează. A zis că trebuie să-ți bați comoditatea. Adică să stai incomod, să nu-ți vrei să fii comod. De exemplu, te scoli de obicei la ora 7, nu te mai scoli, te scoli la 5. Adică să-ți bați. De ce? Că ai nevoie de un stres. Stresezi organismul și stresând organismul, el se transformă materia asta brută, se transformă în energie subtilă. Deci trebuie să faci un sacrificiu, jertfă. Tot timpul trebuie să faci. Mereu să faci ce nu-ți place să faci. Și atunci te încarci cu energie subtilă. Dacă Raul a luat, este aici, a venit? N-a venit. Dacă Raul a luat două examene, îți dai seama, fără să învățe nimica, strângând gunoaie. Dacă Gabriela a primit contract, astăzi a primit contract, nu făcând nimic deosebit decât să facă sacrificiu, strângând gunoaie, făcând treabă. Păi fantastic a fost. Ea pornise din România așa. A fost prima dată la o policlinică din asta, nu, era spital, de dentiști și acolo când nu avea, bine că a umilit-o de n-a mai putut, umilința, deci noi avem nevoie de umilință, că zicea, ce ai cu preoții? Preotul ar trebui să muncească. Ca să muncească, să fie umilit, ca să se încarce cu energie, altfel nu e inspirat. Și nu poate să spună, la esenieni, cei care îi conducea pe esenieni, erau cei mai harnici dintre ei de acolo. Și nu renunțau la munca respectivă. Deci era și conducătorul lor, dar în același timp și muncea. Așa erau și în Vechiul Testament, aceia care am văzut eu. Ei munceau. Deci toți munceau la câmp și mai departe și erau și înțelepții satului. Deci, ca să poți să fii înțelept, trebuie să faci sacrificiu de sine continuu și ai nevoie de situații în care să fii umilit. De aceea, universul concentrațional din închisorile comuniste era excepțional. Pe exemplu, ăia munceau la canal, nu aveau niciun fel de speranță. Lipsa de speranță era cel mai fantastic exercițiu de spiritualitate. Pentru că el nu mai știa dacă mai trăiește a doua zi, nu mânca mai nimic, că îi dădea ceva în bătaie de joc, nu avea voie să stea deloc. Deci el își întărea sufletul foarte mult. Și toți care au ieșit din închisoare după 15-20 de ani, trăiau în continuare, iar cei care au stat în bunăstare au murit, deci erau morți. De ce? Păi ei și-au câștigat energie subtil prin sacrificiu. Și ei chiar ziceau că cele mai frumoase momente le-au trăit în închisoare. De ce? Corpul trebuie să fie limitat, că nu suntem corpul, noi suntem sufletul. Și cum aduci dovadă? Trebuie tot timpul să-ți limitezi corpul. Tot timpul. Adică să nu-i dai ceea ce vrea el, nu să fie nu în capul tău continuu. Vreau o plăcintă. Nu, cum zicea Alice, vreau o plăcintă. Nu-ți dau plăcintă. Vreau înghețată, nu-ți dau înghețată. Vreau să merg cu mașina, mergi pe jos. E mereu să te opui. Adică să-l stresezi corpul, că tu nu ești corpul. Și când stresezi, îl transformi în energie. Deci numai prin înfometare, spuneau
domnul, și unul și altul spune așa, prin înfometare omul poate să își prelugească viața altă. Deci 83 de ani cred că are, deci îi dai în jur de 60, merge, face, muncește în continuare, deci muncește, el nu stă. Da. Și fața este foarte senină, nu are, nu e zbârci, nu are zbârcitură deloc, nimic. Mai vorbesc că își face singur pâine de casă. Nu, nu abuzează, nu eșelează că voi vegan și mai departe. Nu. Azi mănânc și varză, mănânc și aia, mănânc și pâine. Dar îmi fac lucrurile în casă. Apropo de Alice cu Simona, mi-a trimis un un link, l-am pus și pe grup, dacă vrei, Alice, ți-l trimit, cu o familie, cu 9 copii, în care mama avea copil mic și făcea treabă cu el. Deci toată treaba în casă era făcut cu copilul în brațe. E cel mai, mai departe, copiii punea să muncească. Deci fiecare avea sarcini. Făceau after school, făceau homeschooling acasă, deci nu se duceau la școală. Da? Și făcea și învăța cu ei. Deci îți dai seama, cu 9 copii să stai să înveți cu ei. Și soțul la fel renunțase la servici și se ocupa numai de casă. Și au luat casa singur din resurse proprii, nu din împrumuturi de la bancă, și vreau acum să facă o fermă să poată să trăiască în mod total, să fie independent total de societate. Foarte frumos. În România? Nu, nu. În America sau Australia, nu știu. Se poate și la noi. Se poate și la noi. Și să vă uitați acolo cum lucrează în casă. Pentru că în momentul în care cumpăr o pâine, ți-a luat sacrificiu. Păi, deci sacrificiul ăla înseamnă unirea cu Dumnezeu. Mi-a luat Dumnezeu. Mi-a luat pe Dumnezeu că trebuie să iau ceva, o pâine gata făcută și eu nu mai pot să-l trăiesc. Îl trăiesc din jertfa respectivă. Timpul petrecut, faptul că îi faci copiilor, familii tale, un bine, se bucură toată lumea. Deci e o lucrare din asta care acționează asupra sufletului în mod variat. Și sufletul se înalță și se întărește. Ai demnitate, îți crești valorile, știi, spirituale. Oamenii aceștia sunt liberi, au suveranitate. Nu pot să mintă, nu depinde de cineva mai sus care să îi umilească. Deci este foarte important. Exact cum făceau bunicile noastre, că ele nu mergeau să cumpere pâinea, o frământau, da. O coceau, la cuptor. Da. Și Alice îi place să... Te-a pus da. Să faci pâine. Păi, faci un site despre pâine. Da. Am avut proiectul cu pâine vie și, într-adevăr, dăruirea era fabuloasă. Conexia cu divinul. De multe ori duceam pâinea celui care a comandat-o, duceam plângând de recunoștință. Mi se părea un gest uriaș. Și când primeam banii, îmi spunea mulțumesc și îmi lua mâna și mi-ocupa. Și am zis, Doamne, deci mi s-a părut copleșitor gestul. Și a zis, păi cum altfel decât în fața mâinilor de mamă care... frământă pâinea, pui suflet acolo, dăruirea toată. Sunt conștientizări pe care nu le simți dacă te duci la Lidl să-ți iei o pâine. Nu, am văzut și, apropo, Marius, de gestul că divinul este și în ușă, să avem atenție cum închidem ușa. Păi m-am surprins chiar și pe mine la Lidl cu coșul după mine trăgându-l, cum luam pâinea și o aruncam jos. O izbeam în căruț și am zis, Doamne, iartă-mă, nu am vrut să te arunc chiar așa. Adică mi se cam taie Wi-Fi-ul destul de des, avem pierderi de semnal. Dar dacă faci efortul acesta, dăruirea, să te trezești cu pâinea, trebuie să trezești la un anumit moment al zilei, nu poți face oricând. Mă trezeam și la 4 dimineața să fac pâine cu Maia, că are un ritual. Să tostească anumite ore, să fie gata, nu știu când, să o mai iei, să o mai împăturești, să fii atentă în ce stare ești, ca să nu-i otrăvești. Da. Altfel o faci degeaba, adică să o faci cu tot sufletul să fii acolo. Problema noastră în școală vie este că partea asta teoretică nu poate fi aplicată decât în măsura în care ai înfrânare și slujire. Deci trebuie să scazi ego-ul ca să poți să fii, să se transformă în trăire. Deci această înțelegere, altfel nu se transformă în trăire. Deci trebuie să, deci înțelegerea vine după ce ai făcut sacrificiu. Uite-te la templele zen. Ce făceau aia? 11 ani trebuiau să fie călcați în picioare. Îi jigneau, îi umileau toți
Și da, învățătura le dădea după 11 ani. După ce i-au chinuit, nu s-au văzut. Ei însiși se chinuiau, adică dormeau, spre exemplu, pe scânduri, pe o scândură, sau dormeau pe o sfoară. Deci se chinuiau. Dimineața se sculau, când erau sculați, la... deci dormeau foarte puțin, erau tot timpul chinuiți. Și îi puneau la muncă, își trăgeau tot timpul pardoseala, își băteau joc de ei, îi înjurau, nu știu ce. Deci trebuie să fii umilit, altfel nu, ego-ul ăla nu poate fi distrus. E foarte... deci în starea de bine nu înseamnă, nu capeți înțelepciune. Și pe aceea când venea înțelegerea, o... era viața lor, o trăiseră. O trăiseră deja și atunci puteau să o vadă. Deci înțelepciunea vine după ce ai făcut sacrificios acesta. Că tot repetă Iisus fiul lui Sira despre înțelepciune. Nu. Că înțelepciunea nu știu ce. Nu asta, ci jertfa de sine trebuie să fie pe primul plan, slujirea care îți dă înțelepciune. E o consecință. Nu poți să dacă mă bagi în consecință, înseamnă că îmi vrei rău. Vrei să mă omori. Așa, încep eu acum, mă ataci. E discurs de ură pentru mine. Da. Deci ce nu înțelegem noi? Că Dumnezeu vine sub forma răului. Asta este pierderii. Omul care te jignește, te umilește, te calcă în picioare, ăla e Dumnezeu. De ce? Păi soarele de iubire. Acolo. Noi nu vedem, pentru că nu avem jertfă de sine atât de multă încât să vedem să izbucnească lumina din el. Și atunci s-a terminat. Deci toți oamenii nu fac decât să lucreze la noi corector și să ne cizeleze. Suntem diamante și tot timpul șterg, toată lumea șterge, ne fac diamant. Deci nu e nimic rău. Cu atât mai bine, cu cât vine un rău din față, cu atât e mai bine pentru noi, că pentru a ne distruge ego-ul și ne salvează viața în viitor. Deci cel mai mare bine ne-l face omul care ne face rău. Este cel mai mare bine posibil. Are o întrebare, domnul Mircea. Apropo de campania asta de vaccinare, ci că acum copiii, e o presiune din partea oficialilor să vaccineze și copiii. Și în secție, la mine am doi bărbați, el și ea, care iau un minim pe economie, așa la altă. Și mă uit așa, nu prea vreau nici carismă deosebită. Deci asta era dreptul lor divin, numai minim pe economie și să lucrez la bandă. Dar eu doi copii și amândoi, eu făcut, cum să zic eu, pe părinți, varză ca să le cumpere iPhone 15 Pro, Adidas Nike, haine Balenciaga și alte. Dar ei de-abia au din ce trăi. Dar copiii nu să ai, că eu bătut la cameră cumva să nu neglijeze copiii, le-au luat asemenea accesorii, iPhone, Balenciaga și așa. Deci ăștia sunt candidații la vaccinare. Corect. Poți să știi înainte. Se închide linia viitorului. Deci ei dau dreptul lor divin ilimitat la o anumită, dar ei își permit mai mult decât au dreptul și jefuiesc practic viitorul. Și atunci viitorul nu mai există. Exact. Și au te-a viitor. Ziceam, susțineam asta, că vaccinarea contribuie la primul asta cu mRNA, la sterilitate și la micșorarea imunității. Face parte din... Da, 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 dar ține de ignoranță. Adică ignoranța este... Deci nu vezi, nu auzi, nu înțelegi. Aici nu funcționează, deci a cauzei și efectului, probabil. De fapt, asta spune că ea și-a luat înainte și pentru că și-a luat înainte, nu mai se taie viitorul, cauza și efectul. Da, da, întâi au ajuns în situația asta datorită ignoranților, nu am făcut un efort. Deci fiecare poate să facă efortul ăla, n-au făcut, au căutat, au pus că întotdeauna cei care sunt mai sărmani au pun plăcerile pe primul plan. De aia sunt sărmani. Da. Nu fac jertfă de sine pentru ceilalți. Că avem toate capacitățile, putem să facem orice, dar nu, ei sunt mai egoiști. Și tocmai ăștia sunt cei care nu înțeleg că nu le dă voie, că egoismul nu le dă voie să vadă. Și prin egoism se taie legătura cu viitorul. Cum spune Mircea. Nu e așa? Da, atâta nu a fost. Că de ce să vaccinați copiii și atâta tam-tam cu vaccinarea pe seama copiilor. Nu, da, am înțeles acum că probabil unele țări nu o să accepte vaccinarea obligatorie și nu sunt un număr de țări. Dar ce fac? Au făcut vaccinuri pentru veterinari care sunt cu ARN mesager modificat și le injectează în vaci. Noi consumăm laptele lor și le dăm la copii, luăm și noi și prin asta se ajunge la... Da, ne umplem de nanoroboți.
Dacă de aici, de sus, gândești ca cine norocos nu-ți fac nimic, eu consider, mă rog, ego-ul meu, ca să zic așa, consider că nu are efect asupra. Dar, Marius, sunt roboți printre noi? Roboți printre noi? Da. Adică? Satărești. Ființe extraterestre? Ființe robotizate. Nu pot să spun robotizate, ființe extraterestre. Sau jumătate-jumătate. Da, sunt. Da. Sunt printre noi. Jumate oameni, jumate ființe întunecate sunt. Ai întâlnit? Da, prietenul meu. L-ai umanizat? Poftim? L-ai umanizat? L-ai transformat? Nu se poate umaniza. Așa fiind ei? Da, sunt foarte agresiv. Li se dă vin cu un program pentru noi ceilalți? De nu, ce sunt posedați. Sunt, okay. Altcineva le ia locul. Prea puțin umani sunt, mai mult inumani. Vorbește... Da. Okay. Da. Ok. Reptilien? Nu mă bag în reptilien. Ok, dar sunt și de aici. Probabil, eu n-am văzut reptilien. Schimbă forma, schimbă înfățișarea, dar nu aș putea să spun că seamănă cu reptilă, nu. O fi. Cred că nu seamănă, dar creierul lor este da. Acea dimensiune. Da. Nici noi nu știm de unde suntem, n-am încredere. Eu mereu mă aștept ca oricine din jurul meu să schimbe forma. Și oricând mă trezesc că nu e altcineva. Că pentru că asta s-a întâmplat de câteva și nu... S-ar putea ca noi să fim cumva cum au trimis în Australia sau în Statele Unite toți inadaptații, cam un fel de inadaptat alte civilizații. Și suntem exilați cumva aici pe Pământ. Se poate și asta să fim. Pentru că ființele extraterestre sunt pentru noi un fel de tutore. Ne apără de noi înșine pentru că suntem capabili să distrugem planeta. Dar puterile lor sunt incalculabile. Au putere mentală. Deci puterile mentale se ating numai în urma unei civilizații foarte umile. Deci aceste puteri le avem și noi potențial. Am putea să le atingem. Uite, Mincea 7 știe că a ținut un post de mai cu apă de 9 luni de zile, nu? 9 luni de zile în circuitul ăla. Și a fost trecerea progresivă, nu dintr-un an. Da. Și crezi puterile? Efectiv. Deci ce gândeai să-și întâmpla după, în timp scurt. Deci nu era disciplină între... Adică o respect așa, mai sărea gurile în sus, începeau să apară probleme paranormale, de gen tablouri, zburau, cădeau, lumina, așa... Pâlpâia. Pâlpâia, da. Oglinzile se spăceau. Nu știu, în orice caz, deci se simțea acea presiune și când buboia unul, parcă tot era lovit în stomac și începea și omul acela și zicea că era un uragan acolo, dar nu vedea nimic practic, mă simțea așa o presiune în presul solar. Deci prin restrângere și înfrânare și prin dăruire, sacrificii de sine pentru celălalt, crezi puterile astea senzoriale la un nivel incredibil de mare și corespunzător realitatea, poți să împlinești orice vrei, orice dorință se poate împlini, da? Și asta este cea mai mare frică a stăpânii la lume, ca niciodată că te prinde în materie, te prinde în satisfacții, că dacă te prinzi în satisfacții, nu ajungi niciodată la asemenea calități. Deci nu materia este cea care te face fericit, e ce îndepărtare de materie. Îți crezi capacitățile și ai putea să ai orice. Vrei o mașină în fața blocului? Poca, vei mașina în fața blocului. Deci realizări incredibile se pot realiza. Deci în cauza asta... acel om este liber, acel om este sferan, nu poți să-i faci nimic pentru că nu mai vrea să participe. Nu participă la lume. Cum este, Mircea? Cu ce? Omul care se înfrânează, apar calitățile astea deosebite divine în el și... Aveai și clar vedere? Sau, mă rog... Nu aude. Scuză-mă. Trebuie să vin în față.
haideți mai în față, care mai vreți că sunt aici. Vorbește mai tare. Și o diferență de sunet, peste un adăugat, așa că așa mă. Am zis că a apărut și clar vederea? Nu. Era o experiență, deci, între viață și, așa zis, un repaus. Da. Cum să zic eu, ceea ce la noi e un fel de experiență grilă la odihnă, continua viața sub altă formă după, așa zis, o odihnă. În planul astral? În planul astral. Deci erai perfect conștient, erai, nu mai erai o formă umană, erai o structură geometrică complexă și de jur pe jur structuri de astea, tip arborescent, așa, de plante, foarte, ceva de genul ăsta am văzut la pictorul Ariel Ali, desene de multe forme geometrice de lumină. Și trăiești într-un univers în care nu pricepeai nimic, fiindcă mintea ta vrea să raporteze la această lume. Deci era o lume feerică, de explozie, de lumină. Lumea aceea era, de fapt, se regăsește în interiorul tău? Și deci nu era practic... Sau trăiai în sferele acelea? Nu, trăiai în universul ăsta. Simțeai cum parcă te desfaci ca și o ceapă. Te dezintegrezi cumva, okay, la intrarea de odihnă. Și parcă plecau de pe tine straturi, mai, ceva parcă ca dense, o apă mai densă. Așa, Și tot cădeau de ea și pe la un moment dat era într-un univers de lumină, form geometrice, termina și ce acolo. Mintea ținea legătura cu structura ta și nu puteai să-i spui nimic. Aceasta era sufletul? Da, cum sunt? Care experimenta... Deci, probabil era universul, cum zicea Marius, în care a venit el, dar era undeva, probabil, destul de sus raportat. Din moment ce nu mai exista forma care o știam noi și la cel astral, la inferior, cu oamenii care tot ca și aici, arată numai pe lumea abstractă, suprarealistă. Deci, dincolo de asta, era oricum. Experiență ferică, extraordinară. Focul de artificii, forme geometrice. În mental nu avea ce să spui, ce zice, bă, parcă mai bine doar. Și încă o chestie, 4 ceasuri de somn erau suficiente. La fel, dacă dormeai mai mult de 4 ceasuri, te făcea verde de ceanul, din nu-ți făcea bine. Probabil contactul acela cu acea lume, te încărca atât de mult încât nu aveai nevoie de 4 ceasuri. Trăiai oarecum o experiență, o viață paralelă în astral? Adică te puteai transpune într-o... foarte ușor, dacă erai atât de ușor, puteai scrie de ce... de acele stări, sau unde mergeai, sau ai întâlnit pe cineva acolo? Nu, n-am întâlnit, adică am întâlnit oameni, dar și erau forme geometrice de lumină. Ok. Deci, probabil, la un moment dat, din etericul ăsta rămâne ceva, o structură foarte frumoasă, așa... Și foarte multe structuri tip arborescente. De asta mă gândesc de ce au pictat în moschei chestiile așa arabescului, zice. Ce semnificanță? Arabescurile? Da. Ei nu acceptă imaginea. Și sunt texte. Arabescurile sunt texte. Sunt cuvinte. Nu acceptă cuvinte? Icoane, chestii. Ah. Imagine. Zic că este... este idolatrie. Okay. Coranul zice că e idolatrie. Icoana este idolatrie. Nu, dar efectiv, deci cu alimentația asta, a dat seama ce a zis și la Steiner, că nu reții nimic, practic, din ăla. Susi că e o mătură, eu zic că e ceva de o ancoră, de fapt, să puțină... Pe comand. Pe comand, tata, să mă așezat. Okay. Și dacă ce să fac mai mult, ești chiar o promotare bine, ne-am văzut. Marius, ai avut experiență pe alte planete? Nu am avut. Pe ce planetă? Cred că era Luna. Pe Luna? Da. M-a luat dintr-o lempuz, m-a dus acolo, m-a pus pe o lespedă. Nu știu ce a făcut asupra câmpurile mele, erau 8 ființe. Și după aceea a zis că, du-te. Te faci niște fire de lumină. Te vezi ca fire de lumină și ieși în afară, în același timp, culisezi doar imaginea și ieși din corp prin vârful capului.
asta la ieșirea în spațiu, pe distanță mare. Am mai fost la capul Bune Speranțe, tot așa din trolebuz. Acolo e ceva cu la Biserica Amzei în București. Acolo, de acolo pleca mereu, era la rampă de lansare. De la biserica. Are o energie aparte? E ceva acolo, nu știu ce poate să fie, pe jos, ceva, nu știu. Este un lucru deosebit. Biserica Amzei la București. Biserica de Șumboleu, Catedrala Franciscană. Acolo e făcută, s-a anulat căputerul terestru. Sunt puse gresii feritice și s-au aranjat exact polarizarea magnetică a Pământului. Și acea diferență telurică a Pământului dispare complet de lăuntru în Catedrala de Șumboleu. Și cineva zicea că vă să pună beton pe aici. Bă, voi nu suntem normali, a zis la celălalt. Dacă ați pus beton, am să termina cu treaba asta. Fie poate să meargă la Șumboleu, e un centru de pelerinaj catolic, nu statuia de cireș din Catedrala de Vină, ci paduseala. Nu știu cine a făcut-o. Ce efect are? Este stația termonică, dispare complet acolo. La Biserica Amzei funcționează altfel. Trebuie să ai o stare interioară de sacrific, de jertfă de sine continuă, ca să poată să activezi ceva ce este pe acolo. Nu știu ce este. Te duce în altă parte, te scoate din corp pe acolo. Trebuie să fie într-un punct zero. Da, trebuie să fie un punct zero. Deci numai aia poți fi scoși din corp. Altfel nu. Și la distanțe mari de timp între experiențe a fost asta. Nu, Marius, dacă ai drum, treci odată și pe la Șumoleu. Nu știu, am reținut. Nu știu unde este. Că nu mai este influența telurilor. Unde este? Ciuc, și în Miecurea Ciuc. Deci în Miecurea Ciuc și o ieșire, și zice liceu forestier și te duce în sus și Șumoleu e deja cum e... Ce, o biserică? Cum e Floreștiu. E o catedrală franciscană. Și acolo e loc pe câmpul ăla fac... Catolice, pe Lorinar, scot statuia de cireș afară la Fecioare Maria. Probabil statuia încărcată ca un Gregor din cauza pietiștilor catolici, dar nu mai e importantă, ci cum e construită catedrala. Domnul Marius vrea Andrei să mă întâlnesc. Andrei. Dumnezeu Tatăl ne vrea desăvârșiți. Ce ar însemna desăvârșirea? Să accept și răul. Că Dumnezeu Tatăl vine și sub forma răului cu răul din tine. Dacă înțelegi lucrul acesta, adică să vezi în rău cel mai mare bine posibil. Și când anulezi, nu mai vezi răul, l-ai egalat, atunci ești liber. Atunci îl vei vedea pe Dumnezeu peste tot. Altfel nu poate fi văzut. În parte nu poate fi văzut, prin împărțire nu se poate vedea. Și asta este discursul religios în parte. Și dacă în parte te-a diabolizat. N-ai voie să faci așa ceva. Un discurs corect este cel care unește contrariile. Să te elibereze. Dacă ești trâmbate, rămâi poziționat. Dacă rămâi poziționat, ești o ființă întunecată. Că asta e definiția diavolului. Diavolul ce este? Eu pe primul plan. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea. Și când lupți pentru binele tău, adevărul și dreptatea ta, atunci devii o ființă întunecată, real. Dacă ai capacitatea să vezi câmpurile, sunt roșii. Câmpurile sunt roșii. Nu mai e ființă umană omul ăla. Am văzut asta. Deci nu e de glumă. Deci, după părerea mea, cum este construit Noul Testament, în Vechiul Testament este altfel. Sunt niște coduri acolo care te desprind o forță imensă. Eu o simțeam în momentul în care discutam cu Teodora sau cu Iuliana, găseam propoziția și încă de-am mintea, începeam să râdem ca proștii, pentru deci toată credința noastră care era poziționată era distrusă. Puneam propoziție din aia și pac. Și cădea mintea. Cum a fost aceea cu faraonii Dumnezeu, Moise Dumnezeu, eu fac totul. Păi dacă el face totul, cade toată credința că cineva vinovat și că trebuie să lupți cu cineva, numai cu cine să lupți. S-a terminat. Și te relaxezi atunci. Și râdeam ca proștii. În timp live. În timp misiune. Nu mai putem să mai gândim. Dar tot biserica spune, crede și nu cerceta. Păi nu este voie să cercetezi, să fere la prima parte de apariția creștinismului. Ai credință, crede și suntem mai doi. Este partea primă care trebuie cercetată. Aia nu este cercetată. Cum a apărut? Și ei în istoria bisericilor nu o spun. Nu spun nimic.
partea de început. Am mai găsit tot, frate. Dar sunt zeci și sute de cărți, sau mii de cărți. Eu am văzut la două cărți sute de referințe, de surse, de alte cărți la care se refereau, care explică lucrurile astea. Dar ei, în lumea lor, este ramura lui Iacob. Cei care sunt la măsuță sunt ramura lui Iacob. Da? Și vreau să spun o chestie. Cei care suntem în școala iubirii și suntem, înțelegem aceste lucruri, suntem tot ramura lui Iacob. Moise, Avram, noi toți și Iacob. Deci toți care sunt în școala iubirii în gen au chestia asta. Că altfel nu rezonau la lucrurile astea. Femeile sunt Sara? Ceva acolo sunt pe ramura lui Iacob. Nu știu, oricare din ele. Aveți o înregistrare cu Iona Calotă. Da. Da, ce frumos. De la mine sunt toate. De la Serafim de Virița. Serafim de Virița, da. Da, da, da. Și ea recită. Da. Așa mi se părut de frumos. Da, de la mine sunt toate. De la mine Maria, de la mine ea. Da. Și Măicuța Paisia din Moscova, deasupra mesei avea niște etajere și i-a căzut o carte. Și în momentul în care și-a pus întrebarea, Marius, lucrurile astea sunt adevărate? Ce spune Marius? Și-a căzut o carte. Și-a căzut cu cap, cu fața în jos. A întors cartea și a Sfântul Serafin de Virița, de la mine sunt toate acestea. Deci a dat răspunsul. Azi când e tot așa o carte. Omul nu vorbește de la el. Niciodată vorbește de sus. Chiar dacă înjură, chiar dacă e neisprăvit, nu vorbește de la el. Trebuie să fie neisprăvit cu ceva din tine că ai criticat. Deci nu sunt oamenii de vină. Noi întotdeauna ne bătem cu Dumnezeu. N-ai cu cine să te bat. Când înțelegi lucrul ăsta, că și negativul, deci rău, este tot divinul, te-ai lăsat armele jos. Când ai lăsat armele jos, intri în iubire. Când intri în iubire, este ruinit în armonie automat. Deci ești interesat să nu vezi niciodată scindat, polarizat. Că dacă vezi polarizat, determinul este să vină polarizat pe tine și să te lovească. Te lovește continuu, în mod ca la mitralieră, repetat, până te duce în neutralitate. Până accepti. Până accepti. Până ajunge în se merge până la moarte, se merge până la boli de lungă durată cu chestia asta. Deci dacă te prinde polarizat, că zici că așa trebuie să fie lucrurile, uite, preoții care sunt polarizați fac boli de chestia asta, de lungă durată. Duhovnicii fac ăia din Orient, nu? Mulțimea a făcut cancer toți. De ce au făcut cancer? Pentru că au mers pe polarizare. Au zis, înțeleptul meu mi-a zis, află cine ești tu și a fost suficient. A câștigat, cum pot să spun că e câștig? A ajuns să fie din orgoliu, adică a mers doar pe o anumită parte, știi? Și a ajuns să îi desconsideră pe ceilalți care nu sunt conform părerilor lui. Și desconsiderarea asta i-a polarizat și s-a transformat în cancer. Că n-ai voie să fii polarizat, deci trebuie să fugim de polarizare. Adică să zice că să absolutizăm virtuți, idealuri, principii, că nu, cum ai absolutizat principii, a intrat în mecanism de autodistrugere. Adică e un mecanism de scădere a populației. Este cel mai puternic mecanism, este împărțirea în bine și rău, de scădere a populației, este fantastic. Cel mai puternic armă care este pe pământ e împărțirea în bine și rău. Că dacă îl determin pe ceva să împarte, și pot foarte ușor. Noi acum în școala iubirii putem să distrugem. Deci avem niște forțe la noi, nu știu dacă sunt toți conștienți de chestia asta. Dacă înțelegi că totul trebuie să duce în echilibru, atunci dacă îl polarizezi pe unul, îl agit cu puțin, merg pe polarizare și îl distrug. Pentru că el nu va ști să compenseze în el prin argumente. Nu va ști. Da. Și atunci el va primi chestia asta, va reacționa și când a reacționat a intrat în mecanism de autodistrugere. Scade vibrația. Deci îl distrug. De ce mai puternic om din lume este cel care e vulnerabil. Cel care unește contrarie, cel mai puternic. Deci aici, în școală iubirii, este o școală de putere foarte mare. Sunt sigur că nu știm lucrul ăsta, trebuie să experimentăm. Și cum vă dați seama? Fiind slujitorii tuturor și mai departe și înfrânându-se, atunci vei putea să înțelegi. Că și la noi ne-a trebuit 2 ani de zile să înțelegem. Și fiecare am crescut împreună, noi n-am crescut individual, că am citit noi nu știu ce. Noi împreună am făcut schimburi și prin schimburile astea am evoluat. Ce părere ai legat de afirmația aceasta? Am întâlnit-o într-o carte. Este nevoie de puțin efort și muncă. Nimic nu este dat fără a fi cerut mai întâi. Este vorba de oarecum, am înțeles eu, despre vorbirea cu sufletul nostru? Cum ați spus? Introspecție. Cum înțeleg eu lucrul ăsta, este așa că Dumnezeu nu vine spre noi, El, pentru că nu forțează nimic.
De ce nu vine spre noi? Că e noi. Unde să vină? Dacă e deja. Și atunci noi trebuie să fim cei care facem gestul, dăm semnul, vreau. Atât. Să arăt care e poziția mea. În rest, de natura divină ține în intervenția. Adică, pur și simplu, când zicem Dumnezeu, zicem liniște. Nu zicem emoție, nu mișcă, nu apare, nu intervine, nimic. Deva. Și atunci nu se vină să ne facă nimic. Noi creăm ceea ce se întâmplă sau ni se întâmplă, suportăm cumva consecințele, pardon, efectele cauzelor create de noi sau din noi. Dacă noi vrem să înaintăm puțin, să zic, sau să avem o altă manifestare, dăm noi semnul ăsta. Adică eu sunt prima care vin către. La fel cu toate celelalte, eu sunt prima care manifest iubirea. Noi dacă stăm fiecare cum am stat de o viață tot și așteptăm să ne tot iubească nu știu cine și n-am mai ajuns nimeni să fie iubit de nimeni, exact asta este problema. Că nu suntem noi cauza. Adică Dumnezeu fiind cauza tuturor lucrurilor, noi ca să ne asemănăm cu El, trebuie să fim noi cauza. Adică eu trebuie să fiu cauza iubirii. Eu trebuie să o emit prima. Eu. Asta să fie semnul meu. Deci prima dată munca cu noi. Da, prima dată semnul ăsta. Adică eu arăt că am înțeles. Gata, am înțeles, mi-e clar. Mi-e mai greu să manifest încă o dată spun, dacă eu n-am avut o experiență cum a avut Marius, dacă n-am trăit și eu cândva puțin măcar, dacă chiar n-am experimentat deloc și atunci de-aia avem o vreme până ne luăm avântul ăsta, așa că ni se pare absurd. Ego-ului normal îi se pare absurdă toată această teorie. Dacă facem experimentul ăsta, înțelegem că așa e. Adică cumva se cere pe principiul ăsta non-intervenției să zicem noi în ce direcție o luăm. În oricare direcție o luăm, tot e bine. Adică și în direcția aia cu ego, să zic, sau nu știu ce, tot bine e. Nu este nicio problemă. Decât că e o direcție care ne doare. Nu e mai mult timp, ne doare, nu e așa de drăguță. Da. Dar avem piedici extraordinar de mari. Spre exemplu, conceptele cu formă de generalitate foarte mare. Ălea sunt distrugătoare. Cuvântul iubire are un nivel de generalitate, trebuie tradus. Deci iubire înseamnă să vezi răul mare bine. Spune și mie cine este capabil să facă asta. Că în momentul în care vezi răul mare bine și că Dumnezeu este și acolo și acolo și acolo, nu mai ai cu cine să rupți. Când ai lăsat armele jos, ai intrat în iubire. Când intri în iubire, începe soarta să se schimbe. Deci când accepti viața așa, deci la fiecare om cu care îți vine din față și te contrează și tu ai cedat, gata, și început viața să se contrazie. Deci să vezi, să știi și consecințele. Că dacă cedez, am niște rezultate foarte mari, care contează foarte mult. Sănătate pe viitor, fericire pentru copii și mai departe. Toată lumea beneficiază. Că tu când ai cedat, atunci exterior intră în armonie automat. Deci facă-se voia ta, Doamne, intim, facă-se voia ta, Doamne, că nu e nevoie, deci nu e nevoie să faci nimic, asta este toată, la școala iubire pe asta se bazează, să nu faci nimic, dar să nu reacționezi, să nu te lupți, să accepti, să fii robul tuturor, pentru că Dumnezeu trebuie să faci același lucru pe care îl face El, să fii robul tuturor, că dacă El este robul nostru, trebuie să fii și un rob. Deci asta înseamnă iubire, numai prin robie se poate ajunge. În cauza asta îmi place foarte mult să deranjez oamenii, că știu că nu le place deloc. Și mereu spun să fii rob, să fii slujitor. De ce spun un lucru ăsta? Că este cum îmi place. Emilia dorește să dacă Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor, atunci nu e, nu datorită Lui este și Noul Testament. Noi acum când... Da, bineînțeles, noi la sfârșitul Noului Testament chiar recomandăm. Mergeți pe Noul Testament ca să vă distrugeți cât mai mult, că după aceea ajungeți tot la El. Deci este foarte important. Nu judecată când vorbim așa că religiile astea sau că Nu. Prima dată trebuie să critici ca să poți să deranjezi cât mai mult. După ce deranjezi, spui că uite ce bine este că ați ajuns la Noul Testament și recomandăm Noul Testament ca să vă polarizați. Că polarizarea e foarte importantă. Ca să-ți vină răul din față. Deci ca să-ți vină necazul din față trebuie să fii polarizat. Deci dacă nu ești polarizat, nu-ți vine necaz. Din cauza asta trebuie să recomandăm oamenilor să se polarizeze, adică să meargă pe să absolutizeze un bine, adică Iisus este foarte bine, când ai absolutizat bine, ăla te-ai trezit cu rău automat, că Dumnezeu nu poate fi tăiat pe bucăți. Și recomandăm să meargă spre Noul Testament, să-L absolutizeze, ca să aibă necazul cât mai mare, că vor vedea pe pielea lor. Este exact situația picăturii de apă. Picătura care iese din ocean, zice că ea e deșteaptă. Bun, fii deșteaptă, că tot la mine ajunge.
Dar mie învățăturile care sunt în Noul Testament sau în Iisus, ce se spune acolo, mi se pare foarte asemănătoare de ceea ce... Sunt pe nivel de generalitate foarte mare și nu pot fi aplicate și nimeni nici nu le aude. Pentru că trebuie să mergi pe cauză. Întotdeauna la servicii, când se face un text, când se gândește un text pentru populație, se gândește pe efecte. Deci se dau efecte, nu se dau cauzele niciodată. Și o să vezi aici, spre exemplu, Iisus, fiul lui Sirah, înțelepciunea lui Solomon, proverbele lui Solomon, sunt pe efecte. Și tot Noul Testament este pe efect. Deci omul nu poate să urmeze chestia asta. Pe când la Vechiul Testament ce este? Zice clar de la început, să nu-ți faci idol și chip cioplit, pac, t-a lovit. Te-a lovit exact la ceea ce toată lumea dorește. Toată lumea vrea bunăstare și zice nu bunăstare, că stai viitorul. Ce ești nebun, te duci pe bunăstare, te duci pe materie secundară, îți ia din viață. Pe când aici vrea să te omoare, Noul Testament zice pe materie. Cum? A pus un om mai pe de toate, ce mi-a rămas? Ego, că nu m-a restricționat la materie. Deci sunt liber la distracție. Este exact situația cu ăsta al lui Crangă, cum cheamă, Ivan Turbincă. Deci acolo sunt petreceri, nu știu ce, libera petreceri. Toată lumea a fost fericită, a scăpat de Vechiul Testament, de restricție. Și Dumnezeu zice, credeți că a scăpat de mine? Pentru că m-ați părăsit, voi veni împotriva voastră, pentru că m-ați uitat. Și ce face? Vă blestem. Deci noi suntem acum în noua ordine mondială, în sistem de blestem. Am intrat în blestem, adică nu vă dau voi să înțelegeți ce vi se întâmplă. Și veți accepta totul. Deci noua ordine mondială, cu orașele 15 minute, veți accepta. Că nu vă dau voie pentru că oricum sunteți pe materie și materia are ego-ul puternic și voi nu veți vedea. Deci te-a lăsat să mergi pe ego. Deci e singura soluție prin care omul poate să deștepte prin suferință. Omul nu poate să meargă spre Dumnezeu decât după ce a suferit foarte mult. Și pentru că omenirea toată a mers pe consum, acum, deci ei ne-au pe... Deci ăștia de la măsuță ne-au îndreptat pe materie și ca să... Dar e bine ce s-a întâmplat, că ne distrugem singur și apoi ne deșteptăm. Singur nu putem să ne domirim, decât dacă suferim, dacă există suferință. Sau dacă vii din zonele de vârf de acolo și așa vii. Că sunt unii care sunt buni, blânzi, îngăduitori, așa că sunt ei fraieri. Da, așa s-au născut. Dar sunt rari. Cum să zic eu? Aș răspunde, doamna Emilia, un pic, că și pe mine m-a preocupat foarte tare subiectul ăsta. Eu vă zic doar părerea mea, nu vreau să simtesc pe nimeni, nu sunt contra nimic, nu. Vă zic cum înțeleg eu niște lucruri. Din punctul meu de vedere, Iisus a fost un om în carne și oase. El a existat viu pe pământ. Nu este cineva care e o fantomă. Este foarte clar că ceea ce Marius ne povestește este un adevăr absolut, adevărat, unde sus, la divinitate, la sursa vieții, nu există nici Iisus, nici Buddha, nici eu, nici voi, nici nimeni. Există Dumnezeu, o singularitate care e sursa întregii creații. Dacă noi coborim în relativ un pic, adică nu acolo, ce știm despre Iisus este că El a existat. Din punctul meu de vedere, faptul că nu este menționat nicăieri, nici Ana, nici Caiafa, mari preoți religioși de atunci, n-au fost menționați nicăieri. Nu era un obicei al anilor 40, 50, 60 să menționeze chestii religioase. N-aveau ei treabă, aveau cumpăratul roman, cu istoria. Bună ziua! Haide! Bună ziua! Hai în față! Haide! Deci acesta este motivul pentru care noi nu avem dovezi palpabile și toată lumea nu zice. El a venit, din punctul meu de vedere, mesajul lui este același ca lui Marius, identic. El n-a venit să ne zică că El este Dumnezeu, ci că Dumnezeu e în fiecare dintre noi. Asta e mesajul și în absolut tot ce a parvenit direct de la El a fost mesajul iubirii necondiționate. Cum? Lăsați legea, țineți-vă. Dacă vreți să arătați că sunteți ucenicii mei, iubiți-vă cum am iubit eu. Lăsați totul și mă urmați. Lăsați și mă urmați și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat după a fost că oameni cu un ego mare, cu interese politice, cu niște, au luat acest mesaj mic și l-au distorsionat și n-au zăpăcit și au aplicat altceva și au făcut alte surse și alte compendii și au scos afară și au făcut sinode și așa mai departe. Și de acolo, din acea zăpăceală, am ieșit că, de fapt, mesajul acesta artistic nu e așa. Nedurat. A fost un mesaj, probabil că acela a fi fost și mesajul lui Buddha, că dacă ne uităm în esență, în esență, în esență în toate aceste religii, în partea lor mistică, toate zic la fel. Fiecare în limbajul ei. Dar toate vorbesc de același lucru, de această iubire necondiționată și de această detașare de ego.
Adică la momentul la care ai ajuns să te detașezi de ego în limite normale, eu vreau să zic părerea mea, după mine detașarea, moartea ego-ului este moartea noastră. Deci noi complet, complet, hai să nu visăm, că mor complet. Și atunci, ori faci efectul acum, în timpul vieții, și te detașezi în sensul că rămâne foarte, foarte mic, observabil, așa. Noi nu putem să fim complet, complet, complet. Că și metabolismul și tot cumva ține de ego, ego care e tot divin, adică ego. Noi trebuie să ne detașăm cumva de partea aia trebuie. Nu trebuie, bine ar fi, ca să evităm niște consecințe, de partea aia agresivă de ego. Adică de cumva de rău ăla de noi, de împărțirea aia, de critică, de faptul că ne facem planuri, de partea aia activă, așa cumva a noastră, care ține cumva de partea animalică și să fim înfrânți dacă facem așa. Asta e toată povestea. Nu este așa, că, dar asta e punctul meu de vedere. Încă o dată nimeni n-a dat mâna cu Iisus de aici, ca să-l vadă direct și să zicem bună, bună sunt eu sau așa. Dar din ceea ce eu am cercetat 30 și ceva de ani și încă o dată am făcut 8 ore pe zi lucrul ăsta, el fizic a existat. Efectiv, ca om. A spus acest mesaj, după ce s-a întâmplat, a fost o treabă. El ar fi existat dacă era iubire în lume, dar nu există iubire. El a fost trimis să aducă acest mesaj, pentru că toți ziceau, așteptăm un mântuitor. Adică ce? Iartă-mă. Deci atâta timp cât se omoară, 1 milion de oameni au murit din ianuarie până acum, unde este iubirea? Că nu e nicio iubire. Păi nu, pentru că nu s-a înțeles. În momentul în care omul pune materia pe primul plan, când s-a zis clar în Vechiul Testament, nu pune materia pe primul plan că vei muri, ci vin împotriva ta. Eu nu vorbesc de Testament, eu vorbesc de Iisus, nu de carte în sine. Ce s-a scris? Hai să vedem că... Mircea spune. Ce-aș putea să spun? Noul Testament, eu... Cartea Poporului după Cabala evreiască. Da. O transpunere accesibilă în alte simboluri, adică are 4 niveluri de codare, 4 nivele de înțelegere și fiecare nu are niciuna comună între ele. Eu m-am legat numai de al 4-lea, că e cel mai accesibil. Adică ce se descrie acolo sunt procese de conștiință interioară într-o formă alegorică exterioară. Totul e metaforă. Da. Cine și-a prins mintea un pic cu cabala, rămâi cu urechile prinse câte simboluri și câte răstălmăcii și răzinterpretări. Același lucru și în Noul Testament. S-a luat un personaj care a existat într-o oarecare măsură, dar ce-i descris acolo e scenarită și nu reflectă practic niciun fel de eveniment istoric real. Sunt numai niște mesaje. Asta e cartea, da? Niște mesaje. Bun. Cartea, a vorbit de Iisus. Da, dar o rămâne numai cu miracole de acolo. Asta e altceva cu ce rămâne, păi, da, devine, din carte. De, da? Deci el nu se schimbă pe sine, că n-are cum. Bun, dar să nu zicem că Iisus ne-a stricat. Că nu e, păi dacă e un personaj pe care eu îl inventez. Eu sunt autor de carte. Eu inventez un personaj. Păi ce, mă critici pe mine că de ce am... Nu, deci acolo nu sunt descrise evenimente reale și Iisus care ar fi existat n-are nicio treabă cu ce e descris acolo. Asta e altceva. Da, să deci procese de conștiință interioară într-o formă alegorică exterioară și să citesc la persoana întâia timpul prezent. Adică ea este duală atenție, deci în stat de duală tot ce este descris acolo, personajele sunt calitățile și, fiind vorba de duală, defectele tale. Și Iisus este, sau Sfântul Popescu, sau acel personaj ce este acolo, e cea parte divină din tine care știe și poate. Și interacțiunea aia de acolo arată cum te perfecționezi tu sau drumul tău spre lumină. Da. Și e vorba numai de, dacă trebuie să atingi la Noul Testament, numai vindecări descrise. Vindecări, dar nu sunt vindecări exterioare, ci interioare. Așa. Adică vorbește cumva în mod alegoric de lucru cu noi. Ce am eu de făcut? Asta era ar fi fost de la pusim, da, să explice preotul la biserică când, după ce expunea acele alegorii frumoase, atenție, oameni buni, nu despre voi e vorba acolo, despre parametri. Nu poate să spune asta niciodată și nu o spune. Dar nici eu nu știu ce care să. Dar nu este pentru că nu vrea, Marius. Nici eu n-aș fi putut să spun. Vai de mine. Nu cred. Ba, poate unii nu vor, mă rog. Dar nu. Doamna din spatele lui Mircea, ia povestiți. Ce s-a povestit? Ce a scris? Ce v-am spus aseară, dar recent am aflat de la un călugăr care circula foarte mult în toată lumea, care absolvent de teologie, locuiește încă într-o mănăstire mică, retras, nu prea mai are cum,
a spus că 80% din preoți sunt corupți și folosesc magie neagră. Și doar 20 mai există care îs smeriți și practică ceea ce se cuvine. Se cuvine. Așa. Și așa i-am împărțit. Da, dar vine cu... Dar e clar, înțeleg, el zice, prezint o situație. Mie mi s-a părut tot ce am aflat de la el, foarte mult ce spune domnul Marius. Da. Deci, așa. Adică a venit așa, una după alta, după ultimele binarii pe care le-am... Asta auzit. Eu cred că observăm toți. Acum, fără să facem împărțiri, un gram de discernământ avem. Da? Adică faptul că a ajuns această informație sigur la mine, da. Sigur. În momentul acesta, cu care altă dată, o dogmatică așa... Da. Nu m-ați fi în trecut? Trecută. Nu acceptam. E clar că un discernământ avem și o observație, da? Adică nu suntem chiar de pe altă planetă să nu împărțim, să nu vedem. Înțelegem că cei care de fapt aveau obligația să ne vorbească despre aceste taine, nu au făcut-o. Nu este Marius responsabil să facă lucrul ăsta cu noi, da? Cineva avea cheile acestea, sau trebuia să le aibă, da? Cineva în care noi ne-am încrezut foarte tare. Da. Că noi acolo... Ne-am pus speranța că de acolo o să ne vină aceste răspunsuri, această educație, cumva, această știință, cunoașterea asta. Da. Așa mai departe. Și este foarte clar că, iată, nici care dintre cei suntem prezenți acolo, n-am primit-o de acolo. Am primit-o ori de la Marius, ori fiecare din experiența lui, de cele mai multe ori dureroasă. De aceea... Și părintele... mai spovedește sau intră în contact doar cu tineri. Are 70 și ceva de ani, nu știu, 75 și primește doar tineri între 20 și 30 de ani. Că aici poate ca să lucreze cu ei și să se transforme. Mai acceptă foarte, foarte rar cazuri disperate așa de boli grave sau ceva unde sunt extreme, da, dar foarte rar, pentru că spune că 3 luni după o vindecare el trebuie să se refacă, lui efectiv rămâne fără putere. Bine, acum eu vreau să întreb altceva. Sau nu vreau să întreb, dacă vă întreb. De unde știm noi că ei în mod intenționat ne-au ascuns? Pentru mine asta încă nu e o chestie. Eu știu că s-a ascuns, dar eu vreau să știu că premeditat. De la Tora. Da, de la Tora. Premeditat. Pentru că din punctul meu de vedere, aceste adevăruri nu sunt ușor de aflat. Adică nu e așa că orice prost le știe și le ține ascunse și nu ni le zice. Nu. Tu trebuie să fii la o foarte mare măsură, să ai știința asta și să o mai și transmiți. Adică, pardon. E suficient să citești ce se zice despre Tora. La Tora, acolo se zice niște chestii despre noi. Deci cineva care a gândit lucrurile acelea, că noi suntem vrășmașilor și ce a gândit despre noi. Da. Dacă citiți, ai citit odată? Da, am citit. Ai văzut ce zice despre noi? Am văzut ce zice despre noi. Da. Deci cineva, acel cineva va crea ceva împotriva ta. Nu se vrea să te deștepte, niciodată nu-i trece prin cap să te deștepte. Dacă tot sistemul lor și de educație e bazat pe chestia aia, că noi suntem ce suntem. Iartă-mă, tu când ai citit, tu ai citit cu o altfel de minte, tu ești un alt fel de om. Noi generații, sute, mii, zeci de mii am citit și tot pe lângă am înțeles. Deci important este la Noul Testament, poți să iei anumite lucruri care corespund Vechiului Testament. De exemplu, cine va căuta viața o va pierde, cineva o va lăsa pentru mine, va câștiga, aia este important. Dar uite că toată lumea caută viața. Deci este ceva în Noul Testament care nu a determinat și nu a percutat și nu i-a convins pe oameni că trebuie să lase viața. Pe când în Vechiul Testament mereu explică că e Dumnezeu deasupra, că nu există un alt mântuitor în afară de mine. Păi dacă Dumnezeu acolo zice, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt Dumnezeu în afară de mine, în mod repetat a zis asta de câteva ori și în diferite alte forme. Păi cum să mă confrunt cu Dumnezeu? Atunci de ce mântuitor? De ce în Biblia la Anania a scos această afirmație mântuitor, acest cuvânt, și l-a înlocuit cu izbăvitor? De aia, că au făcut niște oameni aceste modificări. Care oameni? Că erau... Pe cine? Păi să spunem cine a fost Anania atunci. Păi da, știm cine a fost, dacă am citit. Că nu știm. Era un spion. Nu știți? A fost bănuiesc din...
din ascultările dumneavoastră, dar exact nu știu. Da. Știu că aici la Cluj a fost. Deci important este că a fost creată, a fost un colectiv al serviciilor care a făcut traducerea respectivă. Da. Și nici măcar ăștia de acum nu o recunosc. Există un site cu 4 versiuni de, de Biblie. Biblia acum de acum retradusă de către Patriarhie, Anania, și au scos Biblia lui Cantacuzino, că era acolo, și au lăsat Carol al II-lea și Blaș. Bine, noi în orice caz o Biblie originală nu avem. Deci noi nu avem Matei, Luca, Marcu, Ioan original. Nu există. Și încă... Așadar, noi când zicem original, zicem o copie, 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 aia e prima care o avem. Noi una vero, vero, scrisă de aia, cine, sub pseudonim sau nu, nu există. Spre exemplu, Biblia lui King James, uităm... 1600 și ceva, când a fost publicată pentru dată la, toată, la tot poporul, a fost prelucrată de peste 200 de ori. Prelucrarea ce înseamnă? Scos cuvinte, scos capitole, nu știu ce. Și Simona mi-a zis, ce discutați voi acum cu Tobias, Isaac, Sirus și ceva de parte, Sirach, Iisus fiul lui Sirach, nu există în, în Biblia lui King James, nu există, sunt adăugate. Și ce sunt? Au formă, no, de se vede limba, limbajul la Vechiul Arhaic. Testament este altfel, la ceilalți, Iacob și mai departe, proroci, dar aici este un limbaj modern. Este un limbaj care este accentuat pe efecte. Păi dacă mă bagi în efecte, vrei să mă omori. Da. Când bag pe cineva în efecte, eu îl polarizez. Deci Noul Testament e polarizare. Eu, dacă aș fi creat acum Noul Testament pe polarizare, eu aș însemna că aș vrea să vă omor. Pentru că toată lumea va merge pe polarizare. Polarizarea ce înseamnă? Eu pe primul plan. Și înseamnă că mă îndrept spre pe materie. Și mă lipești de materie. Dacă mă lipești de materie, chem forțele cerului. Sufletul meu cheamă și te execută propriul tău suflet. Atrage suferințele în viața noastră. Păi de ce mă bagi acolo? De ce voi să mă mori? Din cauza asta, la asta mă gândesc eu. Bun, sunt lucruri importante de acolo, dar sunt într-o formă accesorie și au un grad de generalitate așa de mare încât nu pot fi aplicate. Sunt și lucruri foarte importante, spre exemplu aceasta și predica de pe munte. Astea două le-am reținut eu. Că sunt foarte importante, că dacă le-ai aplica, dar nu pot fi aplicate din cauza dominante. În cursurile de manipulare se lucrează pe dominante. Acum toate textele din ziare și de la televiziune, toate sunt pe dominantă. Îți bagă două, trei adevăruri pe care le recunoști și zici, așa trebuie să fie, și îți bagă o dominantă mare de te lovește și aia îți rămâne în cap. Păi dacă îmi rămâne dominanta, înseamnă că materia devine importantă și într-un conflict. Pe el ce urmează? Să fiu scindat. Ce urmărește? Să pun la lume? Păi trebuie să gândim că noi față de ei suntem total în inferioritate. Ei au două institute foarte mari, un în Statele Unite și în Anglia, care au mii de angajați, care studiază lucrurile astea, pentru că puterea cea mai mare e puterea conceptuală. Cine mișcă conceptele, cine mișcă cuvântul, cuvântul robește. Are putere. Are putere. Păi, oricând, noi din școala iubire, dacă înțelegem lucrurile cum se face cu polarizarea, putem să polarizăm pe oricine și ne distrugem viața. Deci, dacă eu, în mod repetat, în viitor, aș merge pe polarizare, fac praf tot. Da. Deci, cineva preia polarizarea și în viața lui fac viața praf. Deci, el începe să gândește polarizarea. Deci, nu pot să-mi permit chestia asta, că mă atac și pe mine. Da, pe semnul. Da. Deci noi tot timpul acum în școală, ce facem? Tot timpul reparăm. Le luăm pe invers, mereu. Nu, oamenii zic, este rău, că ăla este vinovat. Și noi zicem, nu e rău, e Dumnezeu care este acolo. Nu poți să gândești așa polarizat. Că îți face cel mai rău. Deci este o armă cu auto-întrețire. Deci o bombă cu auto-întrețire. Noi ne distrugem singur, continuu. Luăm polarizarea respectivă și adică absolutizarea unui bine, că un om providențial vine să te salveze. Care să te salveze? Când cineva te salvează, nu te mai comporți tu cum trebuie. Deci ți-a luat slujirea. De unde știi că ți-a luat slujirea? Păi te duci și pâinea de la supermarket. Nu mai faci tu. Ți-a luat slujirea. Ți-a luat pe Dumnezeu. Simplu. Și tot timpul nimeni nu vede și toată lumea fuge că ușurul ăsta, plăcerile și comoditățile, înseamnă înlocuitor. Deci un om mai presus decât toate Iisus înseamnă ușor. Înseamnă comodități, înseamnă
bunăstare, belșug, savoare, toate savoare. Când mergi și mănânci ceva care este plăcut, de fapt este credința că e ceva mai bun decât altceva și cauți pe ăla plăcut mereu. Păi da, a început să te distrugă așa. Deci când mănânci ceva mai plăcut decât altceva, tu nu mai legi pe Dumnezeu, că Dumnezeu este invers, în situație inversă. Când accesi viața așa cum este, când nu cauți plăcerea, atunci mergi pe Dumnezeu. Deci noi nu vrem pe Dumnezeu, că așa am fost programați. E programare predictivă. În avans. Am fost programat și nu scăpăm. Îți spun că nu se scapă. Noi până nu intrăm în război mondial, acum nu se scapă. Că nu se poate. Este imposibil. Că vrem asta. Fiecare vrea. De unde știu? Păi văd că fiecare își ia o mașină mai frumoasă, caută mai mulți bani, o casă mai bună. Deci s-a dus spre savoare. Deci este spre comodități. Păi n-are cum. Deci noi cu toții, ca în ansamblu, vrem autodistrugere. Că nimeni nu vrea invers, să meargă în direcție inversă. În invers înseamnă să te împuținezi. Vrea cineva asta? Nu poate nimeni să facă asta. Nici verdicte nu putem să punem. Păi nu este vorba despre verdicte, trebuie să descrim fenomenul care se întâmplă și asta e realitatea. Și este foarte puternic. Și nu, deci războiul, când am venit aici, erau trenuri întregi cu tancuri, se duceau pe graniță. Păi ce înseamnă asta? Da, doar că Dumnezeu într-o milisecundă... Păi de unde vine asta? Vine de la comoditate. Da, noi ne căutăm cu lumânarea. Deci, da, e vorba de universul nostru. În universul nostru, dacă noi nu căutăm, noi ne referim la universul nostru, nu vorbim de toată lumea. Dacă lumea vrea să se distrugă, treaba ei. Dar în universul tău poate să fie război, poate să fie război nuclear, orice. Nu contează. Tu vei fi apărat atâta timp când nu-ți cauți binele. Mereu trebuie să mergi în direcție inversă. Și să nu te prindă polarizat, că dacă te prinde polarizat, cu aia te lovește. Adică să nu consideri că ceva e mai bun decât altceva, că nu există așa ceva. Totul este egal. Când vezi pe Dumnezeu în toate pozițiile, că și ăla care mă jignește, ăla care mă umilește, mă calcă picioare, e tot divinul și eu, interiorul meu, nu sunt supărat pe el, sunt în egalitate. Că sunt în egalitate, nu-i nevoie să vină să mă lovească din față. Că mă va lovi. În momentul în care pornește război și cad bombe și nu știu ce și schije, dacă ai ieșit pe stradă, te-a lovit schije automat. Că ai un eu. Trebuie să te ferești să ai un eu. Adică că crezi că ceva este mai bun decât ceva. Nu există. Dumnezeu este și rău. Și când privești cu îngăduință și înțelegere totul așa cum este, ești în iubire. Dacă ești iubire, fără eu nu te poate lovi nimeni, nicio stijă. Și de dai exemplu părintele Calistrat. Deci a venit o doamnă în vârstă la mine, pe tipul celui de-al doilea război mondial, în București, la care nu stătea mama ei. Și s-a dus că tamea când americanii au început să tragă cu bombe. Și au murit nu știu câte mii de oameni atunci. Și ce zburau schijele bombelor și... toată lumea țipa, cădeau casele și mai departe și eu mergeam la mama, că trebuia să ajung la mama. Deci zbura prin fața mea și nimeni niciodată nu m-a, deci nicio schijă nu m-a lovit. Și atunci mi-a dat seama că dacă Dumnezeu nu e cu tine, nu te poate apăra nimeni. Și un alt exemplu foarte interesant, am cunoscut un domn care era contrabasist în orchestra Ateneului Român. Cum a ajuns el să fie contrabasist? Din cauza unei bombe. O bombă din al doilea război mondial rămasă pe, îl chema Tiu-Tiu. Deci toți din satul acela, toți se numeau Tiu-Tiu. Eu nu știu cum se puteau, de unde vin de ei, că toți se numeau aceeași nume. Da. Și copiii au găsit o bombă neexplodată pe câmp și unul a lovit cu cărămida focosul. A explodat, erau 25 de copii, au murit toți, a rămas el în picioare, deci nu l-a atins nimic, deci toate schigele au zburat pe lângă el, a căzut în genunchi, și-a dat seama în ce pericol a fost, da? Când au venit oamenii, ei nu mai putea să-și desclășiteze genunchii, că era speriat, adică a făcut un șoc. Deci de atunci el s-a dus la biserică, a cântat în formația bisericii și și-a descoperit calitățile. Dar aici am vrut să arăt că dacă nu e Dumnezeu cu tine, păi scrijile alea se duc automat pe tine. De ce n-a fost cu el? Că era bleg. Deci era cel mai prost dintre ei. Adică era cel care nu lupta, nu reacționa niciodată. De aia am zis, omul care este vulnerabil e ocrotit de Dumnezeu. Ăla care luptă pentru sine, știu ce, și să urcă sus, ăla va muri. Deci taie viitorul, cum spunem aici. Ego taie viitorul. Deci ca să poată să existe ego, trebuie să tai legătura cu Dumnezeu, că altfel nu crește ego-ul. În momentul în care mă duc spre bunăstare și plăcerile vieții, am tăiat legătura și gata, a început ego-ul să crească. Când cu cât ego este mai mare, cu atât boala este mai cronică sau e de lungă durată. Poți să știi de la început. Sau drama personală pe care o are un om este mai mare. Cel mai periculos lucru este ego, adică polarizare, adică să absolutizezi ceva, virtuți, idealuri, principii, reguli, morală.
când le-ai absurdizat, te trântești, nu te vezi. Că nu se poate polariza, absurdiza ceva, că e divinul peste tot. Nu poți să zici că ceva e mai bun decât altceva. Această înțelegere este foarte relaxantă, este adevărată prin faptul că nu poate să genereze adversitate și contraofensivă din față, este unul nu te poate lovi, că nu are ce să-mi distrugă la tine. Dacă ești blând, blând și îngăduitor la infinit, nimic rău nu poate să vină spre tine. Și asta este calea divină. Cum e pentru tine, Bogdan? Și urmează Raul. Să rămâșim toate. Cum? De ce râzi? Nu pot vorbi. Hai să că ai putut aducea binarii cu bine? Ia-ți mă. Da, mă duc de la urmă. Dar de ce nu poți să te gândești la o fată? Da, mai multe. Ce ți-au făcut fetele? De ce îți fac fetele chestia asta? Am aici, ai spune. Eu am vrut să vă întreb atunci care o fi reacția fetelor la niște băieți care practic nu se ocupă de carieră, nu le nu se de, de, de ce fu, de ce fu fetele de Bogdan? Că le vreau. Nu e bănos. Eu nimeni am vrut. De cauza asta? Nu tot discotecă, nu tot nimic. Mai serios. Păi se duce la discotecă două ori. Am două ori, trei ori. Asta mă întreba, ales curioasă reacția, interacțiunea. Știi, mai ales că întotdeauna la extreme se ating. Deci la cineva foarte spiritual vine cineva tu un antitank fără recurs și invers. Dar cred că nu vine la el, părerea mea, pentru că el le vrea. Deci... Nu, nu, dar nu vine ca să te testeze, el vine ca să, tocmai de aia te, ca să te corecteze pe el. Pentru că poate da. Te verifică pe ultimul milimetru care nu ai ceva în regulă. Podea, să vadă dacă ești continuu sau ești performant sau ești la un nivel de menții sus, da? De fapt, mai mult pentru el, el pentru sine vine la ca să schimbe optica. Așa vede ce zice Cristina. Eu zic așa, în primul rând că eu cred că el e trimis aici ca să producă durere la cât mai multe, adică el nu poate din prima imediat așa să-și găsească, pentru că are multă treabă, el are treabă de făcut, de adus suferință, de despărțit, de împărțit, are un traseu așa și doi, cred că mai are și chestia asta că vrea el, adică la el se vede că și-ar dori cumva și lucrul ăsta pentru fetele din ziua de azi nu e o calitate, din păcate, nu este, adică el arată... Cum se poate? Și cum se poate? Nu să se poartă? Foarte indiferent să se poartă. Foarte, foarte indiferent. Da, adică eu locul lui, mai ales că are cunoașterea asta acum și așa, nu înseamnă o aroganță. Nu înseamnă. Dar tu trebuie să dai senzația că vrei, cum să spun, că nu ești coruptibil. Aia e senzația, că nu ești coruptibil așa cum ai văzut, nu știu ce fotomodel sau două fete pe la ITO sau nu știu unde și să ai chestia aia, că știi ceva? Păi 100 de fete la ITO. Păi 100, dar de ce nu s-a ales cu nici două dintre ele? Tocmai de alea că vrea, adică la el se vede așa că e, s-ar duce către ele. Și atunci eu așa mă gândesc. Trebuie să sufere. Da. Da, asta e problema, că dacă orice pas mic care faci ea, imediat m-am dus pe ea. Te prinde, normal, da. Mereje. Păi da, că ești coruptibil. Și nu mă prinde să zici că, uite, am văzut una și specială. Toate. Păi nu, stai seama cât de bine sunt. Care spiritualitate, că nu trebuie să le aduci suferința și tu faci ce vor ele. Ele se trag toate și tu vii. Cum să fie, că așa pe cățeluș, așa, sigur că te omoară, tot. Deci să le aducă suferință? Uh-huh. Adică? Păi, adică să le modifice, să le corecteze, pentru că noi așa... Nu, mai mult el m-a aducă suferință decât eu. Aia nu se întâmplă dinamică corectă. Păi ele fac o treabă masculină și tu una feminină. Adică tu, eu îți fac așa și tu vii, în loc să zici marș. Și e invers, înțelegi? Deci nu-l văd puternic, nu-l văd... Nu-l văd incoruptibil, îl văd că e coruptibil. Slab. Uh-huh. Și atunci ești ca și cum, da, o pradă. Așa. Și cum faci? Adică poți să... Tu nu poți. Poți să mimezi tu. Exact, asta. Poți să mimezi că nu te interesează, că știi nici. Tu nu poți, da, pentru că ți se citește tău,
Știi, energia aceea o emani și el imediat se... Da. Și e foarte bine așa. Și nu faci să schimbi acea energie? Nici cum, te învață suferința, pentru că direct așa nu poți. Așa direct. Păi așa rămâne singur. Păi nu rămâne singur, că noi avem un sistem, noi avem sistemul ăsta și te citim. Adică tu poți să faci așa niște chestii, să te prefaci, să fii, te uiți numai în sus și nu știu ce, că noi înțelegem foarte clar. Și atunci nu ai din prima niște șanse, decât în timp. Dar e foarte bine să trăiești experiențele astea, adică nu este... Nu ne-au plăcut. Trebuie cumva să timpul să fie preocupat, foarte încărcat, încât să ca niște obiective și niște stele așa, încât să nu mai fie iau prioritate. Așa zici tu, că așa trebuie să fie? Da, așa. La tine. Da. Pentru că o pun tot timpul pe primul loc, o pun pe piedestal. Da. Dar asta este vine din instinctul nostru de supraviețuire. Deci nouă trebuie să ne placă ceva și ne agățăm de chestia. Nu contează și tu ești în faza acum. Mie nu place numai de una, îmi place de toate. De toată specia, feminină. Nu, el greșește că nu rămâne numai la una. Se duce în paralel la mai multe. De aici pornește problema. Da. Și rămâne fără niciuna. Să zicem, în momentul ăsta, să zicem, eu vorbesc cu 5 pe telefon, toate 5 vorbește și normal că... Da. Ce reprezinți tu pentru toate dacă ești cu 5 deodată? Dacă îmi plac toate 5. Lor, sau cum nu, să-ți problema e la tine interior. Dacă ești capabil să acuzi toată atenția numai uneia. Că ești împărțit, asta e. Ești împărțit și din cauza asta se duce energia la mai multe. Și ce se poate? Trebuie să duci energia numai la una. Și nu am zis, dacă am mai multe, nu o să dau energia într-un loc și nu o să fiu așa atașat acolo. Ați e frică de atașament. Nu, dar el oricum e fricos, că dacă o are doar pe una din toate și o pierde, e frică. Da. Cinci e ușor. Pleacă una, vine alta, tarara. Păi da, doar... Da, dacă sunt șansele, dacă îi acuzi atenție numai unei fete, atunci că sunt șansele de apropiere. Că ea vede că ești constant, că ești fidel. Nu, eu sunt extrem. Îi dau prea multă atenție și am pierdut-o. Eu ofer mai multă atenție, deci ea nu face nimic și eu îi dau atenție și validare gratis, fără să facă ceva anume. Adică ție îți place de ea pentru că ea e vie. Nu că face ceva. Da, e vie, așa că respiră, nu? Adică de toate. Că a făcut-o natura frumoasă. Da. Nu înțeleg. Eu mai spui pe deci, natura a făcut-o frumoasă și normal că îmi place de ea. Și? Are și imaginație bogată, nu? Da, mai exterior, în viața. Cred că așteptări prea mari. Te gândești tot timpul la ea? Nu. Că mă gândesc la mai multe. Păi de ce râzi? Că uite că de aici pornește totul. Că nu poți să rămâi doar cu una. Toată energia trebuie să o dai numai unei femei. Tu când o să fii cu una, dacă vei fi cu una, dacă o să la toate celelalte în continuare, a toată atenția? Se păi ele își dau seama că nu poți să se bazeze pe tine. Nu? Ele simt. E un limbaj non-verbal, simt. Nu voie să le spui. Mai mult e energia asta, că dorința asta de a vrea să fii cu o fată e atât de mare încât nu reprezintă nimic pentru ele. Păi da, doar că tu te contraziști. Tu ai o dorință să fii cu o fată și ești cu 5 deodată. Corect. Și nu cumva... Tu n-ai să fii cu o fată. Păi ia-ți una dintre ele. Dar e impropriu, că el e cu 5 fete pe internet. Ce pe internet, asta? Da. Nu? Ce fel de relație pe internet? Poți pe internet cu 1000. Da, nu am intrat să zic... Am intrat într-o relație cu o fată. Nu, am vorbit cu 5 fete care nu era nimic stabil, nu ne văzutem niciodată, nimica. Nu, asta nu e relație. Da. Trebuie să construiești o relație față către față. Care înseamnă dragoste? Da. Ai văzut o fată, îți place, ea de tine, tu de ea, și așa se construiește relația. Nu, pe internet nu e nimica. Aștept degeaba acolo, pierzi timpul degeaba. Și-am pierdut timpul destul. Bravo. Nu, că relația adevărată se construiește față către față. Și de-aia nici nu a funcționat, pentru că a fost pe baza internetului. Exact. Atunci aia nu se pune să o păi de-aia a fost de-aia a fost construit internetul, ca să nu dai drum, să nu se facă relații, să se despartă bărbatul de femeie. Eu am făcut traducerea pentru așa ceva. La un document care a venit de la aia, care a explicat despre Facebook și mesagerie. Și a zis că mesageriile Facebook sunt gândite pentru despărțirea bărbatului de femeie.
Pentru că blochează relația față către față. Atât decât o blochează, ei despart. E și școala online și toate astea care nu se fac așa direct. Nu e așa? Da. Cum vezi tu? Ce-i recomand tu, Bogdan? Ce să-i recomand? Are nevoie să treacă prin lecțiile alea. Dar el nu și-a dat seama că nu se face o relație pe internet. Nu există. Bine, am încercat și în realitate. Au fost fete peste 50 care am vorbit și în realitate. 50? Păi spune că ai gândit. 23, 28. Ce te fac până la 40? Acum am practică spiritualitatea asta. 50, mamă. E prădător. De exemplu, mergeam în locuri unde erau foarte multe fete. De exemplu, la dans. La dans, acolo, majoritatea sunt fete. Pe la mănăstiri, schituri... Tu de aceea te duci la mănăstire? E pătimași, la biserică. Acolo găsești cele mai multe fete. Deci, de exemplu, avem noi o biserică în Cluj. Matrimonială. Deci, am fost un an de zile în toate taberele care s-au putut posibile. Și majoritatea fetele sunt atrase mai mult spre spiritualitate. Și tot m-au opălit. Păi. Adică vorbeam cu ele, râdeau cu mine și nu știu ce, dar nu scria nimic. Femeia comunică ca să comunice. Nu contează cu să ce bateria vreau la și nu știu că... Deci face parte din felul ei de a comunica. Deci nu contează ce spune, dar ea dorește mult să ai să comunice. Conținutul nu are importanță. Și cu cât comunică mai mult și cu cât mă ascult, da, drag, așa e, să vezi că nu știu ce și cum încoace, ea încă și mai tare se aprinde. Dar nu-și dă seama că pierde energie. Da, deci, asta, deci atenția și comunicarea foarte importantă pentru fenică. Trebuie să iau. Dacă nu-ți convine, dai din ca, așa ca la concertul rom, ala să te vorbească. Deci trebuie să fii într-o relație conștientă. Față că de față. Exact. Și ca să aibă trăinicie. Ca să faci o relaționare, ca să vezi cum e celălalt, mai vorbești, mai înțelegi. El te corectează, tu îl corectezi. Și încetul cu încetul se... echilibrează. Se echilibrează, vă cunoașteți. Și... Adică tu, uite, Bogdan... vii așa într-o relație sau către ea dintr-o treabă de lipsă. Adică ca și cum îți lipsește ceva, înțelegi? Ca și cum ești la cerșit. Și noi când simțim chestia asta, ne creează un sentiment așa, că nu ne putem baza, că nu e serios. Așa ni se pare nouă. Poate că nu e așa. Dar ceea ce ajunge partea cealaltă este asta. Că tu oscilezi, că nu ești serios, că nu știu ce, că vii din treaba asta de lipsă. Adică tu ar trebui tu să te lași cumva căutat sau atras sau așa, înțelegi cum? Nu să fii tu cel care are, emite semnalul ăsta că n-are și că-i trebuie. E un semnal care nu e foarte tentant așa. Că cum vine de la Dumnezeu? Dacă te zbați tu... Dumnezeu și oricum e normal ceea ce tu trebuie. Dacă te zbați tu, nu-ți dă. Ca să-ți dea, trebuie să nu te zbați tu. Da. Să nu lupți tu, că lupți cu neu. Unde este eu, ți se va opune. Păi da, până la urmă tot îți dă și să vezi. Tot îți dă. Deci, Paul, i-am spus să termină facultatea, să fie stabil, că fata vrea să vadă un bărbat care a reușit în viață, a făcut ceva în viață, se poate baza pe ea, pe el. Păi în poziția asta nu. După aceea să vezi cum te vor căuta fetele. După termina facultății te vor căuta. Îți dă un sfat părintesc. Așa zic toți părinții. Vrem păi normal că fata trebuie să aibă o stabilitate, nu are siguranță. Fetele care caută stabilitate sunt cele de după 25 de ani. Exact, adevărat, după ce? După ce? Sunt mai mature. Orice fată caută stabilitate. Orice fată, exact ca și orice băiat. Bogdan, da. Trebuie să suferi. Noi toți suntem aici niște bani. Deci văd băieți care au succes la fete. Deci eu imediat atrag 5 deodată.
Niște băieți? Da, sunt unii băieți care atrag. Și ce caracteristică comună au ei? Nu te-ai întrebat, mă, ce fac ăștia? Ce fac? Ce au ei? Ce, dar nu ce au, ce emisie? Întrebă-i. Și sunt indiferenți, nu le bagă în seamă, nu... Da, sunt masculin. Nu le pasă deloc. Masculinul e indiferent în sine. Da, uite. Nu-i acordă toată atenția femeii. Exact. Bravo, bravo. Da. Adică tu ești... Maria are un maestru în casă și nu știe. Da. Cum mai este cu Maria? Hai de pământ, da? Ne-am certat iarăși. Am certat iarăși. De ce? Ne-am certat, ne împăcăm. Mai conjurători. Aoleu. Plecări. Băi, ea trebuie să asculte de tine că ești bărbatul. Păi da, dar e chiar masculină. E mult în masculin. Și eu am niște feminină mie, recunosc. Și eu sunt un pic în poziția lui Bogdan, dar măcar mai ies indiferent față de ea. Adică o las pe ea să mă caute. Nu caut mereu, nu mă duc mereu spre ea. Bravo. Și, na. Dar conflictul de la ce pornește? Păi că nu se supune. Nu poate. Adică i-am spus, de exemplu, hai lângă mine. Ia stai că trebuie să termin ce mi-a dat Marius Ghidel. Lucruri simple. Da. Zic, hai lângă mine să mă îmbrățișez, că eu asta simt în momentul ăsta. Nu că trebuie să termin acolo. Păi, dacă ți-am zis odată, hai... Lași toate lucrurile. Lași toate lucrurile și ai venit. Hai, tu, hai, hai, de ce nu te-ai dus să, tu să o îmbrățișezi? Păi de el e bărbat. Păi, ea trebuie să vină, femeia trebuie să vină de jos în sus spre bărbat. Orice te învățăm. Pentru că bărbatul dacă se duce spre ea, atunci pierde energie. Masculinitate. Da, și atunci femeia când vine spre el, el câștigă masculinitate și își încarcă cu energie. Da. Câștigă testosteron. Și avea un urs care l-au dus la casă de copii și era atașat de el, tot cu el dormea. Păi zic, ce faci acum? Nu mai dorm cu mie două ursul în brațe? No. Și zic către el, zic, stăteam așa într-o zi acolo pe canapea, în sufragerie, zic, ursul ăsta eu îl dau într-o zi. Nu mai are ce să caute nicio. Și pot trecu ziua respectivă. Ursul sau pe mine? Păi asta i-am spus ulterior, după câteva zile. Că tot am văzut-o că gen o plecat din pat, nu mai stătea în pat cu mine, s-o dus cu ursul. În sufragerie. Și zic, și dimineață, adică m-am trezit, am sesizat lucrul ăsta. Nu i-am zis nimic în momentul respectiv, că eram așa, adormit. Adică inamicul tău e urs. Nu e go. Și după câteva zile i-am spus chestia asta. Zic, ori arunci ursul la gunoi, ori am plecat de aici. Rapid. Deci rapid, în secunda 2. Și am început să ne certăm, că nu vreau să renunț ușor la urs. Și l-au aruncat prea dată în gunoiul de acasă. Zic, nu. Mergi cu el jos, la gunoi, să văd că dispare de tot. Păi zic, ce faci? Pui materia mai presus ca pe mine? Pe cine pui pe primul plan? Pe diavol sau pe Dumnezeu? I-am spus. Și ce-o făcut? Eu sunt ursul. Da. După a sesiza și ea. După ce am desprins-o. Adică zic, vin să salvez viața. Nu mă duc la muncă, mă sacrific să vin la tine. Să îți salvez sufletul. Și tu mă taci. Și îmi spui că ce faci tu, Doamne? Că te desprind de materie și salvez sufletul. Și ce-a făcut? S-a enervat diavolul foarte tare, a luat o bagnotă de 100 de lei și i-a dat foc. Zice, uite, ca să arăt că nu sunt atașată de... Da, de urs. Dar la urs nu i-a dat foc. La urs nu i-a dat foc. Da, deci de bani nu era atașată, dar de urs era atașată. De urs, da. Pentru că a crescut cu el la casă de copii și nu putea să renunțe. Istoria ei personală. Sărat. Atunci am desprins-o cu forță, divinul mi-a luat mintea efectiv și m-a făcut să execut lucrurile astea. Și ce ai făcut? Ai aruncat ursul? Nu, l-a aruncat ea, zic, în momentul ăsta mergi, noaptea s-a dus jos și l-a aruncat. Mamă, ce realizare! Și zic, bucură-te că am făcut treaba asta, pentru că ți-am distrus atașamentul. Da, și s-a luat viitorul. Da. Foarte frumos. Și cu înjurături. Și mi-a răspunde înapoi cu înjurători. Asta e chestia.
mamă. Da, deci asta zic că are masculină în ea foarte puternic și atunci dacă nu e îngenunchiată și ăsta, deci dacă nu poate prin oameni să o îngenuncheze, îi va da o boală de lungă durată. Îi dă ceva neplăcut, da. Da. I-am spus, fii foarte atentă cu lucrul ăsta pentru că te trezești în viitor cu o boală de lungă durată și după să te văd ce faci. Ce ai recomandat tu lui Ana Maria? Lui Ana Maria? Lui, nu știu. Lui aș... Nu, lasă, nu. Că el știe ce bărbatul știe ce știu să că fac. Știe, dar eu totuși insist pe așa puțină gentilețe. Adică eu nu cred că în secunda în care... Pentru că trebuie să înțelegi un lucru. Noi de vreme suntem într-un fel fragede, așa, și labile, într-un fel. Dacă ea și a avut o istorie personală care a determinat-o să fie masculină, tu trebuie să observi că e ca și cum este distorsionată, ca și cum nu e cum trebuie, cum am fost fiecare dintre noi, vreau să zic. Și atunci tu dacă vii cu ciocanul atunci, poate faci treabă și e justificat din punctul tău de vedere. Adică tu ce faci, faci bine, ce faci. Doar că efectul poate nu-i cel scontat și tu trebuie să ai în vedere iubirea. Adică la tine nu că corectezi în secunda 2 și marș acum aruncă ursul. Ok, e foarte fain. Dar țelul tău este să aduci un om care nu e în iubire, în iubire. Deci tu îți faci datoria dacă înveți iubirea pe cineva. Tu nu o să înveți pe ea iubirea dacă tu faci numai așa. În momentul în care ea... Adică tu trebuie să ai și doza de compasiune și e un echilibru foarte fin. Și eu te văd că tu ești foarte avansat, foarte, foarte. Dar poți să ajungi în extrema cealaltă și să nu-i fi de ajutor. Și pe Dumnezeu, practic, nu-l interesează cât ești tu de... cât știi tu, ci-l interesează să mai aduci pe unul la iubire. Adică mai învață iubirea pe cineva. Și tu, ăla-i țelul tău. Și atunci, din punctul meu de vedere, varianta asta în care tu zici lucrurile sunt așa, vezi că-ți iau ursul, termină cu asta, nu știu ce, trebuie să aibă și o cadență, adică și o compasiune uneori. Pentru că dacă tu o trimiți la 3 dimineața să arunce ursul, nu știu ce să zic. Adică, ea că ține ursul și nu te ascultă pe tine, nu înseamnă că preferă ursul la nivel absolut. Înseamnă însă că are un atașament și o legătură care tu trebuie să o rupi, dar nu să o smulgi. Că tu dacă o smulgi, nu o să te iubească ea mai mult mâine dimineața. Așa face Dumnezeu, ne smulgem.